invitaților, salutăm fețele bisericești, îmi face plăcere că au venit în ședință, de asemenea salutăm ceilalți invitați, pe domnul Curie nu l-am invitat, dar salut cordial, mă bucur că ați venit. O să motivez, o să motivez și de ce am. Da, când o să vină rândul, o să motivați. Când o să ajungem la punctul respectiv, o să motivați. Acum nu este nevoie de nicio motivație, vă salutăm ca și invitat. Mulțumesc. Așa, ceilalți invitați, bună ziua și bună ziua, stimați colegi. Ne-am întâlnit cam de mult. Începem misiunea la dumneavoastră să iau și eu loc, ca să putem să putem sta pe același picior de egalitate, da? Așa. Și o să-i dăm cuvântul domnului secretar interimar, nu? Să anunțe în baza cărei dispoziții am fost convocați și apoi să supuneți spre dezbatere și aprobare procesul verbal de la ședința cealaltă. Domnul secretar, tu. În primul rând, anunțați prezența. Deci dacă toți consilierii sunt prezenți sau ce? Din 13 consilieri prezenți, sunt prezenți 13 consilieri. Așa. Cuvorumul fiind îndeplinit, înseamnă că ședința este legal constituită și poate să-și desfășoare lucrările. Nu am dispoziție de pentru cine? Ședință. Ne vedeți dispoziție pentru ședință. Bun, dar atunci acum, că aici spune că am fost convocați prin dispoziția numărul 276 din 19-6-2018. Uitați că am primit-o. Ați primit-o acum. Bun. Așa. Proiectele supuse dezbatere în ședința de astăzi. Mai tare, spune-o. Sunt. Proiect de hotărâre privind aprobare proiect de investiții, reabilitare, dispensar medical Gura Voiei, Comuna Racova, județul Bacău, finanțat prin PNDL. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Racova, județul Bacău, pentru anul 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 martie 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de eliberare a acordului și avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al Comunei Racova, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării și unele reguli privind circulația acestora în Comuna Racova. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei C. punctul 2 și 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 1 pe 2018 privind taxa pentru eliberarea vizării anuală a autorizației privind desfășurarea activității de către comercianți. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență ale Comunei Racova. La toate aceste proiecte de hotărâri, inițiator este Toader Vlad, primarul Comunei Racova. Da. Înainte de a supune spre aprobare ordinea de zi, din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere, vreau să vă informez că la instituția noastră, de fapt la instituția Quartierului Racova, s-a desfășurat un control care, în urma căruia a fost făcută o notă de constatare și care presupunea prezentarea în prima ședință a Consiliului Local a unor măsuri de îndeplinire. Acte, a unor măsuri, măsuri. Deci prezentarea unor măsuri ca urmare a constatărilor făcute de corpul de control. Și vreau să dau citire acestor măsuri. Văd că n-au fost introduse pe ordinea de zi, deși erau date ca termen prima ședință a Consiliului Local. Da?
Deci, în urma controlului efectuat de Comisia Instituției Prefecturii, s-a întocmit un raport, iar la capitolul măsuri necesare pentru înlăturarea deficiențelor au fost nominalizate câteva măsuri ce trebuiau finalizate, iar modul lor de implementare trebuia prezentat în prima ședință a Consiliului Local. Prin aceste măsuri, citesc, reorganizarea Comisiei de Disciplină, care avea termenul 11.06.2018, responsabil primarul și secretar. Prezentarea raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a UAT Rahova de către primarul unității administrativ-teritoriale, termen prin prima ședință a Consiliului Local după control, ceea ce nu s-a făcut. Și aici, domnul, îi atrag atenția, mă opresc aici și atrag atenția domnului primar, că acest material trebuia prezentat până în luna martie a anului curent. Noi suntem deja la sfârșitul lunii a 6-a și nu am primit încă acest expozeu. Ne gândim că o să treacă și acest an cu brio și nu-l vom primi, pentru că sunt câțiva ani buni, timp în care domnul primar nu a prezentat niciodată starea economică și de mediu al UAT-ului. Mai face o ședință la 3 luni și am ajuns la sfârșitul anului. A treia măsură. Viceprimarul va dispune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea planului de măsuri privind gospodărirea localității pentru anul în curs. Primarul va informa în scris Consiliul Local asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local. La fel, sunt ani buni de când noi adoptăm hotărârea de Consiliul Local, nu primim niciun răspuns de modul cum s-a implementat, dacă s-au implementat, dacă au rămas la un stadiu, dacă mai se găsesc prin vreun sertar sau nu. 5. Prezentarea rapoartelor anuale și stabilirea programului de audiențe de către consilierul local. Eu l-am în mapă, vreau să vă spun că l-am depus de pe data de 25 mai cu număr de înregistrare. De atunci trebuia ridicat pe site-ul instituției. Secretar suspendat, văd că nu l-a făcut până la data suspendării, deși eu l-am depus pe data de 25. Este cu număr de înregistrare, vi-l arăt. Așa. 6. Transmiterea documentației în vederea emiterii ordinul prefectului pentru reorganizarea comisiei locale de fond funciar, și asta este un lucru foarte important, vă rog să fiți atenți la această măsură. Deci transmiterea documentației în vederea emiterii ordinului prefectului pentru reorganizarea comisiei locale de fond funciar al comunei, măsuri necesare privind asigurarea, organizarea și funcționarea comisiei, grafic de ședințe al comisiei, asigurarea secretariatului, verificarea guvernului, întocmirea procesului verbal de ședință. Toată lumea de aici, în primul rând consilierii locali și poate că și dumneavoastră din cei din sală, știți că sunt probleme foarte grave în ceea ce privește fondul funciar al comunei, titlul de proprietate și așa mai departe. Văd că domnul primar tratează termenul 11.06.2018. Nu aveți voie să interveniți deloc, domnul primar. Nu, citiți de raportul. Nu citiți nimic. La instituția prefectului. Nu dați termenul 11.06.2018. Dar nu știu ori ne-a făcut idei. Vă arăt termenul? Citiți de raport. Uitați aici. Dar citiți de raport. Ce se raport? Păi de eu am făcut, nu spuneți dumneavoastră de unde se fac. Eu asta am luat tot din raport. Cu termenul 11.06.2018. Asta putea să contrazicem la diverse. Nu la diverse. Că ordinea de zi este alta. Nu, ordinea de zi trebuia completată cu acest. Nu ne contrazicem aici. Eu sunt președinte de ședință. Nu mă contraziceți că nu vă dau cuvântul. Nu, uitați, dacă eu mint, reorganizarea Comisiei de Disciplină conform prevederilor HG 103, așa. Bun, dar de ce să citesc eu? Îmi fac nota proprie. De ce să citesc eu un material? Dar eu vreau eu să-mi fac materialul propriu. Care e problema? Deci eu fac materialul propriu. La urmă lăsați de curgă ședința și la urmă comentați. Deci nu aveți ce să mă întrerupeți dumneavoastră în ședință. Suspend ședința și să facem circa parlamentului. Dumneavoastră aveți calitatea de invitat. Vă rog să interveniți mai când... Vă dau cuvântul, că altfel suspens ședința, da? E 30 de ani numai circa. Uitați, se vor lua măsuri pentru transmiterea documentației în vederea emiterii ordinului de prefect, privind reorganizarea comisiei locale de fond funciar a comunei, măsuri necesare privind asigurarea organizării și funcționării comisiei, întocmirea graficului ședințelor comisiei, asigurarea secretarilor, dar dumneavoastră nici n-ați citit raportul, vă spun eu. Eu vă spun că nu l-ați citit, dacă îl citeați, veneați că aveați avut termenul 11.06 și veneați cu acest material, veniți în ședință, dar n-ați venit. 11.06.2018. Site-ul primăriei. Nu, domnule, n-ați spus nimic pe site. Nu este pe niciun site, dar dumneavoastră
Trebuia să veniți să ne informați pe noi. Să intrăm, că... Nu mai fac comentarii cu dumneavoastră, v-ați spus, nu mai întrerupeți că... Nu mai întrerupeți că sistem se dintre. Suspend. Pe urmă, la 7 se va da din oficiu publicității un raport periodic de activitate a anului anterior și se va republica în monitorul oficial al României. Răspunde primar, termen 29.05.2018. Așa, și 8, organizarea unui punct de informare documentare pentru accesul publicului la informațiile de interes public difuzate din oficiu. Dacă dumneavoastră credeți că mint, eu am notat de control la mine și când doriți dumneavoastră sau asta eu vă pun la dispoziție, cine vrea să o studieze. Eu nu mint nimic, vă spun eu. Că vreau să-mi fac note personală, asta poate vrea să-mi rămână mie. Așa. Prin urmare, cu aceste mențiuni, că ordinea de zi, doamna secretar care de redactare a procesului verbal, cu aceste mențiuni, că ordinea de zi nu a fost completată, supun spre aprobare ordinea de zi prezentată. Cine este pentru ordinea de zi? Deci, pentru aprobarea ordinii de zi. Așa. Atunci să numărăm. Inițială sau care ți-a dus? Nu, am spus. Deci, cu precizare, că această ordine de zi trebuia completată cu aceste materiale, supun spre aprobare ordinea inițială de zi prezentată de către domnul secretar. Că eu nu pot să pun acum pe ordinea de zi, nu am pregătit-o materialele. Deci cine este de acord, cine este pentru aprobarea ordinii de zi prezentată inițial? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Haideți că parcurg tot procedeul ca să nu mai fie discuții. Așa. Bun. Acum, domnul secretar. Înainte de expunerea de motive la proiectul... Domnul, stați un pic. Stați un pic. Trebuie să aprobăm procesul verbal și nu vă mai amestecați în treaba mea. Dar nu conduci mă ta ședința. Nu intrăm că spun eu. Domnul președinte. Vă rog, domnule. O singură problemă am. Dacă în momentul în care mai intervine cineva în ședință, până nu consilier, eu își fac atribuțiunile, eu ridic majoritatea și las ședința fără bun. Deci, vă rog, ca să ne înțelegem. Și când vi se dă cuvântul, când vi se dă cuvântul, să luați cuvântul, da? Că să vă dăm cuvântul când este cazul. Deocamdată lăsați-mă să-mi termin să intru pe ordinea de zi. Deocamdată nu pot intra pe ordinea de zi până nu aprob sau își supun spre dezbatere procesul verbal al ședinței anterioare. Este dreptul, adică este văcat din dreptul noastră să supuneți spre aprobare, așa este și spune în lege, procesul verbal de la ședința anterioară. Fac precizarea, încă o dată, doamna secretar de redactare, că a mai rămas un proces verbal de la ședința de 9.03.2018, care nu a fost adus la cunoștința tuturor consilierilor și nu a fost aprobat în ședință. Da? Acum încercăm să-l aprobăm pe asta cu întrebarea. Ați primit procesul verbal de ședință? Colegi, stimați colegi? Nu. Nu. Bun. Altă, dar o să ajungem și acolo, câte materiale ați primit și cum am dezbătut ședința. Atunci, eu l-am primit, uitați-l, l-am listat, cine vrea să-l... Și în această idee, din punctul de vedere al nostru, participanții la ședință, pentru că atunci domnul primar a avut bunăvoința să nu vină cu ghilimele de rigoare, să nu vină în ședința Consiliului Local, este problema dumneavoastră, este atributul lui, nu e nicio problemă, dar deci chiar dacă nu a fost în ședință, a făcut o adresă către consilierii Nichifor, Mihailă și Apetri, prin care ne solicita să ne abținem de la niște afirmații care erau făcute pe baza dezbaterii unui raport al Curții de Conturi. Bun. Prin urmare, eu, în numele grupului politic PNR-PNM, am dreptul conform articolului de lege, din legea 215, să contest conținutul procesului verbal, ceea ce și fac, și să aducem următoarele obiecții. Prin urmare, contestație cu privire la conținutul și modul de întocmire a procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data din 13.04.2018. Conform articolul 42, alineatul 3, din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul ședinței, să conteste conținutul procesului verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară. În temeiul articolului din legea 215, mai sus menționat, pe 2001, mai sunt așa, consilierul grupului politic PNL-PRM din Consiliul Local Racova, județul Bacău, contestă conținutul procesului verbal întocmit de secretarul UAT Racova și formulăm următoarele observații, obiecții asupra textului redactat.
Procesul verbal este întocmit într-o notă personală de către domnul secretar, conținând remarci proprii cu privire la modul de exprimare a vorbitorilor, evaluări ale discursurilor consilierilor, opinii proprii cu privire la desfășurarea ședinței. Procesul verbal al ședinței este incomplet, prin urmare solicităm completarea acesteia cu următoarele comentarii. Consemnări. Menționarea discuțiilor purtate în deschiderea ședinței cu privire la asența primarului comunei Racova de la lucrările ședinței. Menționarea ordinii de zi a ședinței cu proiectele ce urmează a fi supuse spre dezbatere și aprobare. N-a fost menționată nici măcar ordinea de zi. Consemnarea luărilor de cuvânt ale consilierilor locali, Arsenie Constantin, Lazar Constantin, Vlad Vasile și Nechifor Mihail și a cetățenilor care au participat la ședință, Popa Daniel, Crețu Constantin, Radu Iulian, care nu sunt menționate în procesul verbal, deoarece secretarul OAT Racova a părăsit în mod intempestiv și nejustificat lucrările ședinței, lucrări care au continuat încă 50 de minute de la momentul plecării secretarului din ședință. Menționarea corectă a discuției dintre președintele de ședință și secretar, căruia nu i s-a interzis să vorbească în cadrul ședinței, ci să nu mai intervină în timpul dezbaterilor pentru a completa cu date tehnice documentațiile atașate proiectelor de hotărâre supuse discuției. Menționarea corectă a afirmației președintelui de ședință, primarul are bagajul intelectual pentru întocmirea unui astfel nu are bagajul intelectual pentru întocmirea unui astfel de expuneri de motive și scoaterea din text a expresiei întocmirea unui astfel de machete. Solicităm eliminarea din text a următoarelor formulări pe care le socotim remarci, note personale ale secretarului de ședință. Pe un ton agresiv, cu referire la discursul președintelui de ședință din analiza proiectului de hotărâre aflat în dezbatere. Și se laudă cu referire la expunerea domnului consilier Mihail Vasile, care a menționat că a fost la prefectură pentru rezolvarea unor probleme. Ne făcând precizare la care anume acte de răzbunare ar face referire și scoaterea din context a întregului paragraf care se referă la actele de răzbunare a unor consilieri PSD, deoarece nu s-a discutat în ședință despre acest aspect. Ironic, cu referire la intervenția viceprimarului. Ne aducând exemple în acest sens, cu referire la afirmația viceprimarului care s-a referit la refuzul unor firme de prestări servicii care refuză să angajeze lucrări în comuna Racova pentru că li se solicită comisiuni din partea primarului. Eliminarea sublinierii cu litere îngroșate sau cu linii a unor paragrafe din text. Eliminarea următorului paragraf din textul procesului verbal, considerat notă personală a secretarului de ședință. Deoarece așa zisa ședință de Consiliu Local era condusă de către președintele de ședință doar în scopul de a se aduce jigniri la adresa primarului, precum și a secretarului din care a rezulta că doar cei din PRM-PNL, dar mai cu seamă domnia Petre, Mihailă și Nechifor, dețin adevărul absolut. Secretarul comunii întreabă dacă mai au ceva strict de lucrările ședinței de Consiliu și că nu poate asista la jignirile repetate aduse. Eliminarea din text a următoarei propoziții. Președintele de ședință arată că nu mai sunt probleme la ordinea de zi, dar că ei ar mai avea ceva de vorbit, deoarece afirmația este eronată și consemnarea desfășurării evenimentelor incorrecte, deoarece președintele de ședință a făcut apel să nu se părăsească sala de ședință și că doar el, în calitate de președinte de ședință, poate declara încheierea lucrărilor ședinței, deoarece secretarul, în momentul în care și-a închis agenda, s-a ridicat de pe scaun și a afirmat că pentru dânsul această ședință s-a încheiat, fapt ce solicităm în mod categoric să fie consemnat în procesul verbal al ședinței. Eliminarea din text a propoziției, toate cele de mai sus consemnate sunt și filmate, deoarece cele consemnate de secretar nu reflectă în mod corect desfășurarea evenimentului, fapt ce se poate vedea pe imagine filmate ale ședinței. Solicităm consemnarea în procesul verbal a numelor celor trei consilieri care au părăsit sala fără motiv și anume domnul Gârbea Ion, Ciucă Radu Gheorghe și Bostan Valerian. Menționăm că procesul verbal abundă în neconcordanțe în ceea ce privește relatarea și redactarea în mod faptic de desfășurarea lucrărilor ședinței de Consiliu Local. Prin urmare, recomandăm secretarului OAT Racova să vizioneze filmarea ședinței ordinare din data de 13.04.2018, postată pe site-ul Comuna Racova și să refacă procesul verbal redactând fidel modul de desfășurare a ședinței, inclusiv motivul invocat în procesul verbal pentru care a părăsit ședința, care este total diferit de realitatea din ședință. Ca urmare a unei discuții purtate în contradictoriu în ceea ce privește modul de pășunat al pășunii comunale, domnul secretar a considerat că este sub demnitatea lui de funcționar public să suporte asemenea discuții, părăsind ședința fără ca președintele de ședință să declare lucrările de ședință închise. Urmarea acestui fapt, domnul secretar a încălcat prevederile articolului 77 alineatul 2 litera I și G
din legea 188-99, actualizată în 2017, privind refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu și încărcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri și ale articolului 117 alineatul 1, litera B, D, E, F și G. Mai mult, datorită acestui fapt, au rămas neconsemnate luările de cuvânt a 4 consilieri locali și a 3 cetățeni participanți la ședințe, care au adus în dezbatere probleme ale comunității și ale lor personale. Recomandăm domnului secretar să lectureze după redactare procesul verbal, deoarece sunt erori de formă și de fond, nefiind corelate consemnările cu discursurile vorbitorilor, în unele cazuri nu se înțelege ce a vrut să spună vorbitorul. De altfel, procesul verbal trebuie redactat ca o stenogramă a ședinței și nu ca o poveste. Acest proces verbal, întocmit în această formă, însoțit de observațiile și eventual CD-ul cu imaginile filmate ale ședinței, vor fi depuse la Prefectura Județului Bacău, făcând obiectul unei sesizări, deoarece secretarul OAT Racova a pus la dispoziția organelor de control a instituției prefectului control desfășurat în data de 10.05.2018 această copie a procesului verbal, fără ca această formă să fie discutată în ședința Consiliului Local și semnată de președintele de ședință. Dacă secretarul OAT Racova va întocmi în continuare procesul verbal al ședinței Consiliului Local după bunul său plac sau după afinitatea sau antipatiile ușor sesizabile în urma lecturării textului, vom cere prefectului înlocuirea secretarului de ședință la lucrările ședințelor Consiliului Local. Prin urmare, acestea sunt observațiile care sunt... Mi-am auzit numele acolo. Vreau ca să... Facem discuție. Păi, e o ședință. Vă scrieți la cuvânt și vă... Da, vreau să vorbesc acum. Vă rog. Da? Da. Am ascultat comentarea dumneavoastră și v-ați nominalizat acolo cum am părăsit ședința anterioară. Da? Motivul care a fost, din câte rețin, parcă erau două proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. Da, unul care a fost retras, da, unul care a fost retras din lipsă de procedură și al doilea care dumneavoastră nici nu l-ați prezentat. Nu l-ați prezentat. Deci inițiatorul trebuie să prezinte, uitați-vă legea. Da, așa. Și ați avut un discurs total paralel cu ordinea de zi. Fapt care am văzut că s-a lungit, fapt ce a spus și invitatul Popa Daniel, ca să-i dau și numele că a fost aici, că am urmărit și o înregistrare video, și a spus că s-a săturat de asemenea circ. Deci eu nu am invitat și la circ, am zis că este o ședință, vreau să fie constructiv, uitați să avem invitați care așteaptă altceva de la noi, nu circ, nu spectacol. Atât este am avut de zis. Deci, da. Vă mulțumesc pentru cuvânt. Nu mai fac dar trebuie să fac precizarea că trebuie să revin aici când înseamnă că n-ați fost destul de atent. Foarte deci consilierii au dreptul să conteste. Eu nu sunt mulțumit de modul de redactare a procesului verbal, prin urmare îl contest. Foarte vi l-am adus și dumneavoastră la cunoștință. Este... deci mărturie stă și filmarea, dacă urmăriți de la un capăt la altul până la final, veți vedea că am toată dreptatea de partea mea. Dacă depinde, cum vreți și noastră, că nu suntem în partide diferite. Da, asta este. La diverse se discută, aici vreau să mai, cu asta închei ceea ce vrești să pun la voturi contestați cu observațiile respective. Poftiți, doamna doctor, poftiți. Deci la diverse discutăm începând de la problemele pe care aduc consilieri în discuție, la cunoștința edilului comunului sau chiar și a noastră între consilieri și cuvântul oricărui om din sală care vine cu o problemă personală. Trebuie să-l ascultăm, că altfel înseamnă că nu ne îndeplinim misiunea pentru care am fost puși aici. Aleși. Prin vot deschis. Da? Deci asta e. Prin urmare, eu supun spre aprobare procesul verbal cu observațiile din partea grupului politic PNL-PNL. Cine este pentru? Cine este pentru aprobarea observației? Corect, cine este pentru aprobarea procesului verbal cu observațiile făcute de către noi? 7 sunt 7 consilieri de la grupul politic, ca să nu-i notați pe care mai să-i evidențiat, de la grupul politic PNL-PNL. Și 6 sunt împotrivă. Dacă vreți să-i nominalizați... Mă abțin. Și o abține. Păi mă abțin că nici nu l-am primit. N-ai înțeles că nu l-am primit și atunci ce să votez? Domnul, dacă țineți minte, acum ne întoarcem la ședință și vă dau citat din domnul suspendat. A spus în felul următor că dânsul și-a făcut datoria și l-a pus pe site. Eu nu am site. Eu am spus că suntem doar 3 consilieri care au mail-uri și nu primesc toată lumea procesele verbale. Și am spus că trebuie să-și facă datoria, să le pune toate la mape. Eu i-am dat sugestia și am vorbit destul de deschis cu dumneavoastră. Și am spus, măcar să le aducă cu o oră, să le pună la fiecare consilier în parte, o oră, două, să aibă timp să lectureze. Facem lectură în grup. Eu i-am dat o soluție. Dumneavoastră s-a ofuscat și mai rău. Dar un deschis suspendat. Acum da, dar eu fac referire la procesul verbal pe care l-am tocmit dumneavoastră.
Eu nu pot să fac referire la alt proces verbal. Eu trebuie să fac referire la procesul ăla verbal, nu? Deci, cu 7 voturi așa, poți să spunem. 7 abțineri, 2. Nu, 2 abțineri, toată lumea. 6 abțineri, deci împotrivă nu, abțineri 6. Haideți că o să parcurg toată procedura ca să nu mai încurcăm. Pentru că vă spun și dumneavoastră, puteați face o contestație și eu trebuie să fiu, adică să vă supun la spre aprobare ca fiecare. Așa, bun. Și acum hai să trecem la ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții reabilitare dispensar medical Gura Aurea. Aici domnul, dacă nu v-a adus la cunoștință cei din altcineva, este referat avizul de specialitate. Vă rog să dați citirea avizului. Nu am primit aviz favorabil. Prin urmare, dacă o să vreți, o să dau citire doar motivației din procesul verbal de ședință economică. Aviz al Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Sociale, Buget, Finanțe, Administrare a Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului și Turism. Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Racova, județul Bacău, înaintat cu adresa numărul 4140 din 20... Da, să citesc, eu citesc un pic mai tare. Haideți, citesc un pic mai tare, după, da? Așa. Deci, așa, unde a zis, unde a zis, aici, da? Comisia a analizat necesitatea și oportunitatea aprobării în ședință ordinară a Consiliului Local al Comunii Racova din data de 28.06.2018. Au fost analizate următoarele documente. Proiect de hotărâre privind reabilitarea dispensar medical Gura Voiei, nesemnat de inițiator, primarul Comunei și de secretarul AT pentru legalitate. Expunerea de motive întocmită de primarul Comunei, nesemnată de către acesta, adresa Ministerului Dezvoltării, numărul 4087-19.06.2018. Proiectul de reabilitare a clădirii întocmit de SECE Hiprod SRL, însemnat de șeful de proiect, și lipsește referatul compartimentului economic invocat în preambulul proiectului. Prin urmare, analizând acest proiect de investiții, proiectul inițiat nu este un proiect de strictă necesitate, asta este motivarea. Deci nu primește avizul favorabil. Nu se acordă de către Comisia aviz favorabil proiectul de hotărâre inițiat de primarul Comunei Racova pentru dezbatere în ședința ordinară din data de 28.06.2018, având la bază următoarele motive. Proiectul inițiat nu este un proiect de strictă necesitate pentru satul Gura Voiei, deoarece în curtea școlii numărul 2 Gura Voiei se află construită de an bun o clădire destinată în acest sens, propice actului medical, care trebuia reabilitată, reabilitare care se poate face cu o sumă mică, parte din banii solicitați pentru cofinanțarea proiectului în sumă de 130.000 de lei. Din acest punct de vedere, considerăm inițierea proiectului inoportună și ineficientă. Prin urmare, proiectul nu intră în dezbatere pe ordinea de zi. Acum, eu îmi fac datoria de președinte al Comisiei Economice și o să dau citire procesului verbal întocmit în cadrul ședinței. Doresc? Domnul președinte. Nu, vă rog să mă lăsați. Nu, 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 după aceea puteți. Eu susțin nu, deci degeaba nu aveți, citiți legea, luați legea 215. Dar citiți-o dumneavoastră. Nu, eu am citit-o ca și consilier local de 16 ani. Nu, vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Să-mi dau citirea procesului verbal. După aia, dacă vreți, vă dau doar... Da, ce eu prezentați prin sat, dumneavoastră. Nu, 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 nu. Da, știu. Deci vă rog să mă lăsați să-mi desfășor ședința. Să nu-i mai mințim. Nu-i mințim nimic. Domnul, nu facem dialog. Facem dialog. Dacă facem dialog, mă ridic din ședință, suspend ședința. 5 miliarde 350. Ridic ședința, suspend ședința. Puneți la vot. Supuneți la vot. Supun la vot suspendarea ședinței. Supun la vot suspendarea ședinței. Dacă, deci dacă nu mă lăsați, vă dau cuvântul. Cum așa ca șef. Să ajungem la biserică, acolo ați chemat aici. Deci eu mai dați o cotită, faceți de niște. Deci dacă nu mă lasă să-mi desfășor ședința, nu se poate. Ne-ați chemat aici. Nu v-ați chemat. Ați venit, puteți veni la orice ședință. Ați zis că începeți cu circul. Circa văzut în Parlament, văzut la Racova. Eu vreau să desfășor ședința cât se poate de bine, de clar și de obiectiv. Luați, vă dau legea 215, stați la mână, că nu ați citit-o, domnul. Nu interveniți, fiți președinte. Domnul primar, vă rog frumos, lăsați-mă să spună cuvântul. V-au făcut optați două ori. Deci eu, dacă mai fac așa treia oară, mă ridic din ședință și am plecat. Puneți-vă un căruș în gură și puteți, cum tăcem și noi. Deci. Proces verbal încheiat astăzi 26.06.2018 în ședința Comisiei Economice și de Buget Finanțe din cadrul Consiliului Local Racova, județul Bacău. Da, un ciocăr loc în Comisia, vă rog domnul Lazar, vă rog frumos. Domnul Lazar, vă rog tare mult.
haideți să fim, eu vreau să fiu în continuare, deci să fim condescendenți, să ne respectăm, dar trebuie să mă lasă să desfășor ședința, dacă nu, ne ridicăm și plecăm, vă promit. Deci, și n-ați făcut niciodată, acum faceți asta în fața domnului Hure? Nu. Păi, și atunci? Sau a oamenilor? Dar ați fost urmărit din tatăl. Ați plecat din ședință. De pe 13 aprilie n-am mai făcut ședință. Gata, nu mai discutăm cu dragi. Este un proiect aprobat din Consiliul Local. Nu este. Nu a aprobat. Nu este de dezvoltării. Dar am adres aici de la Minister. Nu a aprobat Consiliul Local. A mai fost respins odată. Proiectul acesta a mai fost deschis odată. Nu vrem să deschidem pentru Grabăi. Da, las că le spunem la oameni. Le spunem noi la oameni ce era util pentru Grabăi. Deci, Comisia Economică și de Buget Finanțe din cadrul Consiliului Local Racova s-a întrunit în componență completă pentru a analiza și dezbate și a avizat proiectele de hotărâre supuse aprobării în ședință ordinară din data de 28.06.2018. Înainte de a se trece la analiza fiecărui proiect în parte, domnul consilier Mihailă Vasile a remarcat că sunt documente prezentate spre analiză, întocmite de persoane neavizate, respectiv de către secretarul suspendat, actualmente consilier personal al primarului. Se trece la analiza primului proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiect de investiții de abilitar dispensarul medical Grabăi, comuna Racova, județul Bacău, prin PNDL. Discuții. Consilierii PNL-PRN susțin că acest proiect nu este util, oportun și eficient pentru satul Grabăi, deoarece clădirea propusă spre reabilitare este într-o stare avansată de degradare. A avut ca destinație desfășurarea serviciilor medicale veterinare, dar primarul comunei nu a luat nicio măsură de conservare a clădirii, dându-o în folosință unor oameni care au distrus-o în proporție de 80%. Și acum se vrea reabilitarea ei. Acest proiect a mai fost inițiat, dar a fost respins, datorită faptului că proiectul de reabilitare a clădirii conținea date confuze, neconforme cu realitatea și necesitățile de la fața locului. Iar insistența firmei proiectante pentru acceptarea proiectului a devenit suspectă. Și de această dată, proiectul de reabilitare este întocmit de aceeași firmă. O altă dovadă de superficialitate și dezinteres o reprezintă modul cum au fost întocmite și prezentate documentele la proiectul inițiat. Proiect de hotărâre nesemnat de inițiator și de secretar pentru legalitate, expunere de motive întocmită de primarul comunei nesemnată de către acesta, lipsește referatul compartimentului economic invocat în preambulul proiectului, nici proiectul de reabilitare a clădirii întocmit de 10 arhii proțele nu este semnat de șeful de proiect, se fac lucrurile în grabă și de mântuială. Și aici fac o mică paranteză și doar o să subliniez faptul că am venit în ședința economică marți și colegii care sunt de față, de la PSD și ALDE, pot să spună cu mâna pe mine mărturie aici, că n-au avut materiale puse în plic pentru dezbatere. Așa, atât de mult v-a interesat aprobarea acestui proiect, domn primar. Realizarea unui proiect va dura, după estimarea constructului, cel puțin 2 ani de zile. Ce vom face în tot acest timp fără dispensar în satul Grabăi? De aceea propunem ca o parte din suma de 130.000 de lei solicitată pentru cofinanțarea proiectului să fie folosită pentru reabilitarea clădirii existente în incinta curții școlii Grabăi, care a fost construită în acest scop, dotată cu internet și apă curentă, solicitări ale medicului din comună, care în anul 2011, și îmi pare bine că și doamna doctor de față și a venit și cu document aici în ședință, primește numai promisiuni în acest sens, iar solicitările medicului au fost catalogate drept mofturi de către primarul comunei, ceea ce ne face să credem că aceste lucruri au fost premeditate. Diferența neutilizată a acestei sume de bani poate fi folosită pentru alte proiecte de investiții din satele comunei Racova, având în vedere că infrastructura este la pământ, servicii inexistente, apă, canal, gaze, un serviciu de salubritate demodat, pe jumătate nefuncțional. Mulți dintre locuitorii comunei ne beneficiind de acest serviciu datorită neamenajării unor platforme betonate și îngrădite prevăzute cu containere de depozitare. Încă un lucru care ne determină să nu aprobăm acest proiect, și aici mă refer la consilierii PNL-PRN, este nepăsarea edilului comunii de a păstra și conserva ceea ce s-a dobândit de la predecesori sau s-a construit în timpul mandatului său. Și aici exemplificăm această clădire a dispensarului medic veterinar, căminul cultural Grabăi, școlile Hămăcioaia și Racova, care se degrazează pe zi, căminul cultural, deci colegă Măcioia și Ilieș, scena amplasată pe terenul de sport a școlii numărul 1 Racova și căminul cultural Racova, care se degrazează pe zi ce trece datorită nefolosirii lui din lipsa autorizației de funcționare. Aceste dovezi, pe lângă altele situate pe o listă lungă, reprezintă dovada că primarul comunii nu poate și nu știe să gestioneze patrimoniul comunii. Domnii consilieri Gârbea Ion și Țuca Radu au susținut necesitatea realizării acestui proiect. Mihailă, supus la vot pentru avizare, proiectul primește 3 voturi împotrivă, consilier Nechifor Mihail, Mihailă Vasile și Petre Cătălin, și 2 voturi pentru, consilier Gârbea Ion și Țucăratul. Prin urmare, proiectul primește aviz negativ,
din partea comisiei și nu poate fi inclus pe ordinea de zi a ședinței ordinare. Dacă vreți, eu am legea 215, scot legea 215 și vă citesc ad literam. Dar ca să fac un gest de președinte de ședință, să nu spuneți că ați venit doar ca musafir aici, eu vă dau voie să citiți această expunere de motive. Dar dacă dacă aș fi în locul dumneavoastră, aș lăsa expunerea de motive și m-aș adresa cuvintele mele acestor oameni. Poftiți, aveți 5 minute la discuție. Atunci nu vă mai dau cuvântul, domn primar. Nu vă mai dau cuvântul. Nu vă mai dau cuvântul la oameni. Nu. Nu dau cuvântul la oameni. Domnul, nu spuneți dumneavoastră cum să desfășoare ședința. Oamenii iau cuvântul la urmă. Domnule. Da, domnul primar. Haideți să nu facem cer, da? Nu facem niciun cer. Trebuie să prezentați expunerea. Nu, frumos, da? Domnul președinte. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiții reabilitare dispensar medical Gurăvăie cu Măragul județul Bacău, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Primarul Comunei Racova, județul Bacău, având în vedere faptul că prin programul PNDL, UAT Racova a depus spre finanțare un proiect de investiții privind reabilitarea dispensar medical Gurăvăie, Comunei Racova, județul Bacău, proiect prins la finanțare pentru suma de 504.260.000 lei. În urma consultării locuitorilor din satul Gurăvăie, rezultat că este necesar ca acest dispensar medical să existe și să funcționeze la standardele aprobate de legislația națională, dar mai ales pentru a veni în sprijinul populației acestui sat cu servicii medicale de calitate. Prin adresa numărul 67.295 din 1506-2018, MDRAP a comunicat faptul că pentru proiectul depus mai putem depune documentația prevestită de lege în vederea încheierii contractului de finanțare aprobat în Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa 2, ce se derulează în perioada 2017-2020, cel târziu până la 01.07.2018. S-a mai făcut cunoscut că la această dată, nefiind aprobat de către Consiliul Local al Comunei Racova acest proiect de investiții, UAT Racova ar mai avea totuși un termen de aprobare a investiției pentru a putea fi angajate credite de angajament pentru finanțarea PNDL etapa 2, exclusiv până la data de 31.12.2018. După această dată, fiind anulate de drept conform legii numărul 500 pe 2002 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, termenul stabilit pentru depunerea documentației în vederea încheierii contractului de finanțare se mai poate face cel târziu până la 1.07.2018, data poștă. Caz contrar fiind începute procedurile privind eliminarea Comunei Racova din listă și repartizarea sumei către alți solicitanți. Consider că este că un eventual refuz de aprobare acestui proiect de investiție ar conduce în perioada imediat următoare la pierderea sumei de 504.260.000 lei, iar pe termen mediu și lung, la plasarea Comunei Racova pe o poziție de neîncredere pentru eventuale alte proiecte de investiții finanțate prin PNDL sau chiar alte programe de finanțare naționale. Față de cele mai sus, vă solicit să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentă. Și am și adresa de la minister. Nu adresa noastră, știți că o știm. Ideea este următoarea. Din respect pentru invitații, o să dau cuvântul celor care vrea să ia vrea să se pronunțe la acest pe seama acestui proiect. Aș vrea să îl întreb pe domnul primar câte proiecte prin PNDL a prins. Enumerat. Vreți să vă răspund? Da. Păi, v-am pus o întrebare. S-au aprobat în ședința Consiliului Local. Nu, câte ați pus în aplicare, v-am întrebat. Păi, dar cum dacă câte nu le-a aprobat? Câte ați pus în aplicare? Am aici, domnule, vă lăsați-mă să termin, da? Nu mi-ați răspuns. Prin hotărârea Consiliului Local, ați aprobat. Și ce dacă ne-am? Dar trebuie să vorbească. Dar să spune ce nu trebuie, domnule. Domnul președinte. Să spune ce nu trebuie. Domnul președinte, dacă nu respectați procedura de desfășurare a ședinței Consiliului Local, noi părăsim ședința, să știi. Da, bine. Prin program, prin hotărârea Consiliului Local, s-au depus un proiect aprobat în Consiliul Local, care a mers personal la Ministerul Dezvoltării. Le știți cu toate, este hotărârea Consiliului Local. Dispensar medical, dispensar medical Gurăvăie, modernizare iluminat public, da? Care sunt depuse la minister.
care sunt depuse la minister. Extinderi sediu primăriei, extinderi sediu primăriei, da? Depus la minister. Modernizare cămin cultural Rapova, depus la minister prin hotărârea Consiliului Local cu coeficiența aprobat. Modernizare DC 480 drumul local, satul Măcioia, comuna Rapova, depus la minister cu număr de registrare cu tot. Modernizare drum Sătesc 5171, satul Lescana, comuna Rapova, județul Bacău. 13 miliarde proiectul pe Lescana. Modernizare drum Sătesc 548 Rapova Rung. Partea la deal aici, depus la minister. Când este realizat? Depus la minister. Stați câte reabilitare cămin cultural. Stați câte mine și după aia vă spun eu. Reabilitare cămin cultural Gura Văii, care s-a aprobat investițiile în Consiliul Local. Dar din motive, din alte motive vă spun și nu mă feresc, consilierii PRM, PNL, au mers la Consiliul Județean, Bacău, și a spus, domnule, nu aprobați absolut nimic pe Rapova, pentru că nu aprobăm investiții, blocăm tot. Sunt dovezi și pot să le aduc în următoare ședință consiliu. În schimb, PNDL-ul ne-a aprobat 5 miliarde, 5 miliarde 350, pe dispensarul de la Gura Văii, atâta ne-au dat. De la minister, chiar săptămâna trecută am avut discuții cu o doamnă de la minister, domnule, vă rugăm, stăm cu banii pe masă. Sunteți din 4.000 de comuni, mai sunt 29 de comuni care n-au accesat fonduri și ne roagă cu bani și nu vrem să investim. Câți ani aveți decât sunteți la primăria? Nu, domnule, vă rog, vă dau cuvântul, vă înscrieți la primăria. Eu susțin proiectul, vă dau cuvântul, este necesar și util pentru alea trei sate, Hălmăcioaia, Gura Văii, Ileș, chiar și Malul Bălții, chiar dacă nu o să facă dispensar, dar cel puțin se reabilitează clădirea. Deci, ați văzut clădirea. Facem dispensar, dar am înțeles din culise că nu sunt cei de acord cu dispensar. Așa, nu e adevărat. Deci, proiectul nu e adevărat, da? Dar nu facem... Eu zic că lumea deci, mergem mai departe și la urmă să dăm lămurire. Doamna doctor, vă rog frumos. În măsură de însă. Vă rog, ați ridicat mâna. Pare foarte rău că trebuie să fiu împotriva ceea ce discuta domnul primar, dar cei de la DSP, când au fost ca să valideze adică reparațiile de la punctul de lucru, deci plădirea din curtea școlii, au spus clar că orice proiect trebuie întâi trecut prin, adică, cum să zic, să fie aprobat de Direcția Sanitară, prin DSP, ca să încadreze acea clădire în spațiile toate care trebuie să aibă o anumită dimensiune, să aibă anumită, deci, toate modernizările trebuie să fie cuprinse în anumite limite impuse de minister. Deci nu se face un proiect cu o clădire gata făcută, deci firma respectivă trebuia să ducă întâi la DSP. DSP-ul îi spunea clar, în dimensiunile astea faci camerele alea, faci camerele altele, pui nu știu ce pe pereți, că n-am voie tavan fals, n-am voie să am linoleum de proastă calitate, trebuie neapărat să am gresie faianță, trebuie să fie cu WC-uri, trebuie să avem o droaie de condiții ca să îndeplinim. Eu la Rahova, aici, în ăsta din centru, eu nu îndeplinesc condițiile, n-am apă, curentă, deci prin firmă care să fiu acreditat și n-am nici canalizare. Deci eu rămân fără cabinet medical, îmi pare foarte rău. Sunt ani de zile în care vin și tot vă bat la cap. În afara faptului de actele de vânzare, cumpărare care au fost făcute alandala. Deci îmi pare rău. Întâi se merge cu proiectul la Direcția Sanitară. Direcția Sanitară e cea care o rehotărăște ce se construiește și cât se construiește și cum se construiește și unde. Că și ăla care este la Gura Văii i-a plasat prost. În curtea unei, cum se cheamă, o instituție cu copii. Din oameni bolnavi în instituție cu copii. Dar dați-o dau un iat, mă împarte, că nu e chiar așa. Da, dar știți cum e. Acum, eu mă întreb așa. Ba dacă mai are cineva cuvântul pe această problemă. Nu, dumneavoastră nu vă mai dau cuvântul. Nu mai răspundeți, nu. Proiectul face obiectul dispensarului din centrul satului. Da, din centrul satului, dar atâta timp că aia trebuie, asta m-a spus, trebuia proiectul dus întâi la DSP. Aprobat de DSP și apoi. DSP vine și spune, nu-i bună clădirea. Nici asta de Rahova nu-i bună clădirea. Și făcută de când Bobau, de Consiliul Județean, deci bani de acolo dați. Da, banii pe proiectare sunt deja și erau plătiți. Deci nu, trebuie de acolo să iau aprobare. Bun, dacă alți invitați din sală vor să ia cuvântul la acest. Dacă nu, se dau și eu două lucruri. Sau din consilier. Așa, scurt. Dumneavoastră v-am spus că v-ați pronunțat pentru. Vreți să mai... Am pronunțat o ședință, vreau să-mi audă și colegii și invitații care-i problema. Vă rog, domnule. Deci ca membru al Comisiei Economice... Domnule de zi, mă. Haideți, domnule, haideți să o dezbatem, ca să nu plecem. Am susținut realizarea acestui obiectiv, fiind aprobat în hotărâre de Consiliu pe lângă cele de la 7 obiective care au fost înaintate la Ministerul Dezvoltării. Dacă dânșii acolo au analizat și au ales doar un,
un obiectiv, și anume să meargă pe sănătate și în special reabilitarea acestui dispensar. Acum noi suntem contra acestui realizării acestui obiectiv. Care DSP? O ajuns un proiect la DSP, mă lăsați să vorbesc. Dacă noi e treaba lor, dar mă lăsați să vorbesc. Deci în prima fază, dacă nu se aprobă cofinanțarea, ce proiect să se facă, domnul? Întâi se aprobă cofinanțarea, după aceea se derulează. Nu face proiect. O vine cineva cu un proiect aici, este adevărat. Treaba lor, ce nu a făcut, să se spele pe cap. Deci întâi se aprobă cofinanțarea, se scoate lucrarea la licitație normal cum este, procedura care este și atunci. Deci nu face ceea ce am văzut. Da, domnule, pe asta e procedura, nu? Da, dar sunt respectat. Nu respectat o ceasă, să speli pe cap. Păi, băi, ce am spus mai înainte, nu? Cine a venit atunci cu proiectul? Să fii sănătoasă. Cu proiectantul aici la să fii sănătoasă. Spune domnul Gărgea. Ce spun acum? Nu asta spune. Adevărul, păi, asta este adevărul. Păi, nu se nu dacă ăsta e adevărul. Două secunde și dacă se calcă procedura, eu vorb, iau cuvântul. Deci, având în vedere discuția care am avut-o în Comisia Economică, am observat că se pune problema cu un pic de patimă, cu un pic de răutate. Nu. Că de ce gura Văi și nu Racova și de ce nu e adevărat. Ba, dar mă lăsați să vorbim, v-am întrerupt. Ați vorbit 2 ani de zile, parcă toți realitatea toată, lasă să vorbesc, e treaba mea, cuvântul meu. Deci 2 ani de zile nu v-a deranjat cu un cuvânt. Lăsați-mă să spun și eu, de vedere, măcar acum, nu? Deci ați înclinat spre ideea de ce să facă primarul în campanie electorală. Păi normal că primarul este pus politic, nu? Este pus pe vedere, mă lăsați să vorbesc, nu? A avut o platformă program. Lasă și ducă platformă program la capă, să facă obiectivele care se poate. Ce râzi? Hai să râdim. Da. Păi lăsați-mă să spun, nu? Doamne, acum au fost programul ăsta, cu dacă o să fac o prisfinanțare. Vă rog, nu mai discutați în program. Lăsați-l pe domnul Gărgea să se rău. Pot respira? Da, respiră. Ieși afară dacă n-ai aer. Păi da, nu vă cicarați, vă rog, nu vă cicarați. Păi că poate respira, dar vezi că de titulăistă-i, nu? Vă rog, nu mai fac nimic ca să calmezi ședința și nu se poate așa. Și ați văzut domnul președinte și de vorba de comisioane. Deci tindeți cu ideea că se dau comisioane sau ceva. Iar merge cu clinația asta, de asta nu se face nimic în comuna asta. Nu știu, eu. Deci eu vă spun sincer, dacă nu vreți să aprobați, deci îmi dau seama că nu vreți să lăsați pe primar să facă nimic până la legi, ba să vede. Deci se vede și vede toată lumea care se vede. Dar eu vorbesc, că nu vrem eu, nu vrem tău, eu vorbesc că nu vrem tău. Eu vorbesc în numele meu, nu numele altuia, nu? Deci mi-ai sincer să fiu în condițiile astea, când stăm, când vedem, vreți să facem ceva, să vă dați acum niște sume, consemnați cum să nu, dar este și sticla, să vede, ce doamna n-are timp să vorbească, ce scrie, poate vorbesc mai repede, da? Acum când avem bani pe masă, hai să nu facem treabă, să-i dăm în capul ăsta. Eu vreau să fac lucrarea aia, pentru că sunt cetățean al satului Gura Văi, cunosc situația și socială și de sănătate a bătrânilor care sunt acolo, peste câțiva ani o să ajungem și noi bătrâni și sper să nu am nevoie, dar vreau să fie dispensarul ăla în satul Gura Văi. Pentru cele trei sate, că este în comuna asta și Hărmăcioaia, este și Malul Bălțe, și Ilieșu, tot din comuna asta fac parte, nu numai Racova. Trei sobe de terasă pe cine l-au luat. Dar nu mă trebuie să scrie mine doar. Vă rog. Deci, doar un singur cuvânt mai dau, domnul Mihaela, și trecem mai departe, pentru că proiectul intră și nu face obiectul pe ordine. Domnul președinte, în primul rând, este încălcat procedura de desfășurare a ședinței Consiliului Local. Așa este. Următoarea greșeală, vă promit că nu mai acționăm vorumul. Vorumul și-am terminat cu ședința. Să-și țină. Domnilor, vă rog să respectați votul majorității. Cum respectăm și noi votul minorității? Să plecăm dacă suntem. Păi dacă așa zic, aici este cor politic, domnilor. Este cor politic. Să fie clar asta. Să fie clar asta. Noi suntem, domnul președinte, noi suntem inundați la ora asta. Știu. Suntem inundați. Da? Nu avem apă și canal în comună. Și noi ne mai trebuie acum să mai o clădire care au stat oameni cu animale în ea, domnule. Și noi vrem să facem dispensat din ea. Dar noi nu tragem apă și canal în comună. Elementul principal pentru civilizație. Apa curge peste tot, a intrat în casă, în grădini, în curs la oameni, a rupt garduri, a inundat case, belciuri, tot. Și n-am mers acum pe teren după vigilia care a fost înainte de ședință. Dar să mergeți acum să vedeți ea. În ziua când a fost inundație eram 3 consilieri împreună cu viciul pe teren. Nu era niciun comitet de situație, nu era nimic. Nu s-a întrunit comisia pentru situații de urgență să stabilească pagubile și despăgubile la cetățeni. Nimic. Așa. Nu s-a dat un semnal. Domnule, inițiem, chemăm oameni la situație de urgență, să vedem cum putem interveni la oameni. Nimic, absolut nimic. A trecut decât o săptămână, de săptămâna trecută. Nimic nu s-a întâmplat. Data trecută, când am fost inundat, am adus primarul la fața locului. Nu s-a întâmplat nimic de atunci. Acum, o inundație mai mare. Acum, dacă mergem, ce-o venit, cred că de pe bucuri, de pe marginea, cred că nu-i terminat iar. De câte ori vrem să în fiecare zi și vrem să modernizăm căminul. Căminul e căzut jos. E căzut jos. Ce vreți? Să mai băgăm bani în el acum?
Dispensarul. Nu, e vorba de camerul de la... Și vorbeam și acolo banii în camerul cealaltă. Ar vrea să vă... Atent, deci nu, când o să vedem apă și canal în comună, element de civilizație, sunt copii bolnavi, pot să vă confirm doamna doctor, că apa este nepotabilă în comună, atunci o să aprobăm bani și pentru alte investiții. Așa, bine. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră și domnului Gărbea. Ideea este următoarea, că domnul primar își dă cu stâmbul drept singur, în sensul că spune că are proiectele și când ne-am dus la Consiliul Județean, noi cred că 7 oameni avem obrazul să-l punem la bătaie și să ne întâlnim de față aici cu domnul președinte Brașoveanu, care ne-a spus dumnealui cu vorbele lui, citez din memorie, ăla acolo nu-i dau niciun ban, pentru că dacă îl chem cu proiectul mâine să mi-l pune pe masă, nu-l are. Așa mi-a spus. Vă dau din față. Am curajul să merg. Deci îl aduceți-l dacă are puterea să... Noi eram 7 oameni. 7 oameni consilieri. Deci că ați fost acolo, da? Am fost și pentru bani. Pentru ca să cerem bani. Ca să cerem bani pentru comun. Deci dumneavoastră vorbiți în contradictor. Cum să văd? Am lăsat să vorbiți. Am lăsat să vorbiți. Ați fost din față. Deci noi ne-am dus să obținem niște bani pentru comună. Ne-am dus 7 consilieri. Să cerem niște bani. Am spus, chiar dacă suntem de la opoziție, dați-mi, domnule, ceva să facem pentru comuna asta. Dar haideți să judecăm lucrurile simplu în două cuvinte. Ce s-a făcut în comuna Racova până acum? Discutăm acum despre asta. Păi nu, păi... Hai să trecem pe ordinea de zi. Gata, trecem mai departe. Gata, trecem mai departe. Nu, mă înscriu ordinea de zi. S-a vorbit. Gata, domnul. Trecem la ordinea de zi. Trecem mai departe. Am făcut paranteza asta ca să nu plece oamenii nermuriți. L-am lăsat și pe domnul primar să-și spună punctul de vedere, să nu spună că i-am băgat punctul. Și rectificați că sunteți la putere, sunteți majoritari, nu sunteți în opoziție. Domnul Gărbea, v-am dat cuvântul, da? Dar sunteți la putere. V-am dat cuvântul. S-a referit la Brașoveanu, că la putere. PSD-ul e la putere, la asta s-a referit, ca să înțelegeți domnul Gărbea. Da, așa auziți. Noi am zis că noi suntem în opoziție, în sensul că la nivel național suntem în opoziție. Dar aici, la plan local, sunteți la putere. Da, da. Nu mai continuăm discuția, că iar își încălicăm în discuție. Da? Ați avut cuvântul. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Racova de sub acord pentru anul 2018. Domnul inițiator de proiect, vă rog să citiți exprimarea de motive. Sunteți inițiatorul proiectului. Păi nu se spune la vot, pentru că nu a trecut pe... Nu este spus pe ordinea de zi. A picat în ședința de comisie. N-are avizul favorabil. Aici am permis să fac o intervenție, că e de ordine legal. Orice proiect care trece printr-o comisie se supune aprobării sau respingerii Consiliului Local, că numai Consiliul aprobă ordinea de zi, intrarea sau nu pe ordinea de zi. Da, dar eu... Asta ca să nu trecem cu greșeli din greșeli. Eu vă arăt legea 215 cu articolele aferente, care spune clar, proiectul care nu are avizul comisiei de specialitate. Nu este asemenea reglementat. Bun, vă arăt legea 215, da? Atâta. Bun. Hai, dar nu purtăm discuții. Nu, lasă, domnul secretar. Se avizează sau urte către Consiliu? Nu, nicio problemă. Consiliu a făcut ordinea de zi. A, zis că caut legea și vă arăt, da? Ca să vă citesc exact. Și trecem mai departe pentru că ținem lumea noastră. Da. Cum era până acum? Cum era până acum? Acum ce mai vorbiți? Ce spune? Că dacă are aveți negativ în comisie, vă vedeți reportul ăsta. Știu și locul. Dacă dăți un așa, nu așa ați făcut până acum la același ședință? Spune legea, trebuie să legea, poate merge. Dar așa ați cerut și nu am executat ce a zis. Ședința trecută, ați cerut să ne punem. Uitați, articol 44 alineat 1. Da. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort, din cadrul și aici lipsește raportul. Nu pot fi dezbătute. Da, păi dezbătute. Dar hotărâți asupra lor că nu se pot fi dezbătute. Păi, de ce? Asta e nuanța. Bun. Asta e nuanța. Hai, veniți dumneavoastră cu nuanță și nu știu ce. Nu aveți niciun drept de control asupra asta. Nu, care este la dreapta așa, precum și raportul comisiei de specialitate ca să termin. Cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 39 care se referă la servințele extraordinare. Deci, bun. E o chestie de nuanță. Haideți să supuneți și spre aprobare, dacă ziceți dumneavoastră, ca să nu plecați de aici cu ideea că n-a făcut un lucru ocază. Atunci. Și așa opinia a fost exprimată în numele grupului. Cine este pentru implementarea acestui proiect? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 voturi, consilieri ca să-l nominalizați pe urmă, PSD, ALDE. Da? PSD, ALDE. Cine este împotrivă? 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Prin urmare? Nominalizați. Nu, astea... Ce scrieți că am scrieți consilieri PNL, PRM, da? E o rușine, se pot nu face. Nu, domnul, vă abțineți-vă de la remarci. Vă rog frumos, eu nu v-am făcut nicio remarcă. Da? Hai că nu ești numai tu în sală. Deci, vă rog frumos. Vă rog frumos. Nu, vă rog frumos. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Am făcut totul ca să nu zică cineva că, vezi, doamne, n-am trecut în mod legal pe un proiect sau ceva. Mi-am adus argumente. Dumneavoastră nu prea ați adus. Îmi pare rău. Asta e. Mergem mai departe. Rectificare. Vă rog, expunerea bine. Vedeți care să vă expunem mai concis. Expunerea din motiv. La proiect de hotărâre. Expunerea din motiv e primul de execuția bugetului local la data de 31.03.2018. Dar aici aș vrea să întreb dacă este la fel, dacă este avizul Comisiei Economice. Este. Nu trebuie să întrebați dumneavoastră. Eu știu că dacă președinte... Eu sunt inițiator. Domnul primar, dacă... Păi să mă dau citire degeaba. Domnule, la celălalt nu l-ați dat? L-ați dat. Dați drumul la expunerea de motive. Citiți fie exact. Dacă vreți. Dacă nu... Nu o citesc. Nu, nu, da. Asta este. La autorități publice. 299,70 lei, din care cheltuielile personalului personal 258,58 lei pentru acordarea tuturor drepturilor salariale de mutare funcționarilor publici și contractuale, a consilierilor locali, avirementelor aferente contribuțiilor angajaților și contribuției angajatorului. Bunuri și servicii, 34,64 mii lei, din care articolul 20.0101, furnituri de birou, 3,1 mii lei, pentru acțiuni utilizate și rechizitori birou, CC Logist Office, articolul 20.0102, material de curățenie, 0,2 mii lei, de deman, articolul 20.0108, Poșta Telecomunicație Radio TV Internet, 4,9 mii lei, Rom Telecom, articolul 20.0109, materiale și prestări servicii caracter funcțional, 13,5 mii lei, din care 3 mii lei achiziție certificate producător, UAT județul Bacău, 4,8 mii lei tipizate mape, furnituri, birou, SC Logistic, 0,4 mii lei verificare și încărcare stingătoare SC BAC complet, 3,5 mii lei întreținere de rețea informatică și încărcare tonere, facturi decembrie 2017, 1,1 mii lei accesorii la Agenția Națională de Protecție a Mediului Bacău, suma plătită și returnată, 0,1 mii lei abonament SC la Fântâna, decembrie 2017, articolul 20.0130, alte bunuri și servicii pentru înțelegeri funcționare, 1,9 mii lei, din care 0,8 mii lei RCA, SC Unica, 0,9 mii lei RCA Omniasic, 0,1 mii lei abonament APA SC Fântâna, decembrie 2017, robinet Poșta Română. Articolul 20.05, bunuri de natură, obiectiv de inventar, 1,5 mii lei, achiziție pompă transfer, carburant pentru școală, articolul 20.06, deplasări de tașări, transferul 0 mii lei, articolul 20.30.30, alte cheltuieli cu bunuri servicii, 8,6 mii lei, din care 0,1 mii lei lucrări grede, SCR Arabit Construct, 0,75 mii lei, site și întreținere sistem informatic, I.I. Ferraru, 0,2 mii lei, comisiune examen reprezentant ANFP, cheltuieli de capital, 7,7 mii lei, reprezentând plata serverului achiziționat în luna decembrie 2017, plăți recuperate din are precedență, 1,22 mii lei, reprezentând cheltuielile de transport necuvenite în unor salarii aluate Racova și imputate de Curtea de Conturi Bacău, au fost recuperate integral sume de la Săpătorul Marina, Buftea Alina Hărțescu Maria și parțial David Merinte Simona. Capitolul 56. Transferul din bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap, 14.006 mii lei, din care articolul 51.015, transferul din bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap, 14,6 mii lei, din bugetul local pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap aferent anului 2007, în învățământ, 33,6 mii lei, din care bunuri servicii 33,6, din care articolul 20.0103, încălzit iluminat, articolul 20.0107, transport 21 mii lei, articolul 20.0108, poștă, telecomunicații, radio, TV, internet, 1,9 mii lei, Rom Telecom, articolul 20.0109, materiale și prestări servicii caracter funcțional, 4 mii lei, articolul 20.30.30, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 2,8 mii lei, tichete de creșă, 3 mii lei, cultură, recreere și religie.
12,69 mii lei, din care cheltuieli de personal 12,69 mii lei, pentru acordarea tuturor drepturilor salariilor lunare a bibliotecare, abonamentul pentru contribuția angajatului și contribuția angajatorului, asigurări de sănătate, asistență socială 167 mii lei, din care cheltuieli de personal 98 mii lei, pentru acordarea salariatului UNICEF, bunuri și servicii 1,64 mii lei, dulciuri și jucării achiziționate cu ocazia sărbătorilor de iarnă și date copiilor, din care articolul 20-30-30, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 1,64 mii lei, sel gros Bacău, ajutoare sociale numerat 67,59 mii lei, pentru plata indemnizațiilor persoane cu handicap, locuințe, servicii și dezvoltare publică, 18,84 mii lei, bunuri și servicii, EON, protecția mediului, 17,59 mii lei, bunuri și servicii, 17,59 mii lei, DDSERVO, transportul, 5,95 mii lei, din care bunuri și servicii, 55,95 mii lei, din care articolul 20.01.30, alte bunuri și servicii pentru întreținerea și funcționarea Sece Miranda dezăpezirea. La data de 31.03.2008 nu sunt înregistrate plăți referente către furnizori referitor la punerea în aplicare a prevederilor OMF 2861 și a normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalelor proprii. Acestea nu s-au realizat la niciun nivel în premersul anului 2018. Nu mai este, da. Nu am mai este. 2000 de lei întocmire cu Grahova, totem panouri, intrare, ieșire în comună, suma, două bucăți, suma de 15.000 lei. Vedeți la de la... Mihai! Ați încurcat un pic materiale. Mihai! Domnul primar, uiteți-vă un pic. Asta este de la verificare de buget. Iar cealaltă era execuția deci, bugetară. Eu am propus să spuneți, expunea de motive de la... Asta e la verificare de buget. Mi-a tratat luat execuția bugetară și a dat are acolo când mi-a dat seama că... Și atunci mergem pe execuția bugetară și după aceea, ca să nu mai ne întoarcem, le-ați prezentat o dată? Mai da, dar eu v-am spus rectificarea, nu rectificarea. Dați pe rectificare, păstrați tu, rectificarea așa știa publicați. Păi, haideți să trecem, nu, dar haideți să o punem. Păi să citească ce trebuie. Păi, dar stai în dacă tot o... Dar tot am citit. Să supunem locul, dar ai dreptate. Dacă tot a citit, expunea de motive la... la aprobarea bugetare. Haideți să o supunem la vot și trecem mai departe, că n-are rost să mai întoarcem. Mai citești o dată? Deci, stimați colegi, supun la vot. Nu supuneți, domnule, dar nu... Dacă sunt discuții. Păi da. Da, dacă sunt discuții. La punctul 3. Mă luați pe mine durere de cap, credeți-mă. Păi da. Vă rog, discuții. Înscrieri la cuvânt pe execuția bugetară. Deci pe execuția bugetară. Fac precizare pe execuția bugetară. Înscrieri la cuvânt. Domnul consilier Mihăilă. Cu specificația, deci încep cu specificația, că am cerut... explicarea sumelor neaprobate în celelalte execuții bugetare. Nu s-au primit cu ore pe ordinea de zi. Acum, spun cuvântul dezmăț la bani publici la funcționarea primării. O să vedeți acolo la bani pe hârtii și pe tot felul de minuni și recomandate la poștă de să vă doară cap. Mai am o problemă, am cerut la ședința economică, unde trebuia să fie și secretarul, de fapt și primarul, dacă vrea să-și aprobe documentele. Așa, am cerut dosarele pentru persoanele care împlinesc vârsta de 50 de ani în acest an pentru a aproba sumele. Nu mi s-au prezentat. Cum să aprobăm noi sumele dacă nu-s venite? Am mai făcut doi la ședința economică, dar am dat aviz pozitiv pentru execuția bugetară cu specificația cu banii ce e acolo și atât. Dar asta, la bani de funcționarea primăriei, s-o grămadă de cheltuieli. Și o să vinem următoarea execuție, să vedeți. Atât? Da, deocamdată atât. A, cineva, o să viu pe rectificare. Ne mai fiind descrieri la cuvânt, supun spre aprobare și glișai. Dar nu știu dacă puteți să vă exprimați dumneavoastră pe execuția bugetară, domnul. Da. Când se referă la banul cheltuit din primărie. Dacă puteți, puteți. Spuneți o cuvânt. Suntem un lucrător acolo în satul Gravăie. Dispărțit de un pădău. Așa. Vreo 12 fac. Cum vă numiți, vă rog? Gârbere pe la ei. A, domnul Gârbere, da? Da. De 4-5 ani de zile solicităm. Pod, podeță, pod, podeță, drumuri. Nimic, 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 nimic. Vine un foc, avem un foc, pompierii nu poate să intre. Am înțeles. O salvare nu poate să intre, trebuie să aduci bolnavă cu pătura. 200 de metri.
la mașină. Nici Podes, nici am zis să facem plan local acolo. Nu s-a făcut, nu s-a făcut. Nici dispensarul, ca dispensarul, Dumnezeu să mă ierte. Dar decât reabilitare la cel mai degrav, altul din nou. Bravo, bravo. Mai degrabă din nou decât cu așa. Da. Mai aveți și altceva de spus, dacă vreți să mai spuneți? În afară de asta, ca să vă dau o lămurire scurtă. Drumuri. Suntem pe uiță acolo, de 30-40 de ani n-am văzut o roabă de balast. Frumos. Să leagă să vorbească omul. Vă dau și dumneavoastră cuvântul, nu-i problemă. Deocamdată astăzi. Când o să ajungem la rectificare, că imediat după ce aprobăm acest proiect, trecem la rectificare, o să vedeți că este planificat un pod la dumneavoastră acolo. Domnul președinte, dacă îmi dați voie, pot să vă explic. Dar când o să intri pod? Deci noi am alocat, vom aloca banii prin buget, acum, astăzi, și de pe 2 încolo se poate apuca de lucrări. Domnule, podul trebuie făcut. Deci pot, nu... Acte și acte, ne apucă 2-3 ani de zi și podiesc. Nu trebuie acte, nu trebuie acte, pentru că trebuie se studiu, poate face. Trebuie o să vină la fața locului, o să vină o firmă, o facem cu firma autorizată, nu facem nu de dorul. Nu e acolo Nu, deci... Și abia groapa așa, râpa așa, să se înfunde dorul. Deci noi ce putem face, să alocăm bani, îi alocăm. Acum, astăzi, pentru, începând de pe data de 2, se pot folosi. Începând de pe data de 2 iulie. Până atunci noi ce facem. Dar mai sunt 3 zile. Domnul Gârbea, mai sunt 3 zile și se pot folosi bani. M-a costat 30 de ani. Domnul viceprimar, vă rog. Legat de problema domnului Gârbea, cu care am discutat de foarte multe ori, eu am referat de pe 6-9-2017, unde am solicitat 3 podețe în satul Guravăi la Neguriță, Racova la Caniță și la Guravăi la Țidulă. Referatul a fost respins de domnul primar și trimis înapoi, iar acum recent domnul Gârbea a fost la domnul primar, domnul primar a luat o copie, l-a referat, a pus o ștampilă și a spus, vezi, eu am semnat. Da. Și cu atât a rămas. Punem hârtia în râpă, acolo. Domnul Gârbea, pot să răspund și eu, da? Nu. Deci nu poți să vii cu un referat pentru 3 podețe, atâta timp cât nu este aprobată suma în Consiliul Local. Deci dacă nu aprobăm acum în Consiliul Local podețele, cum pot eu să vin mâine ca calitate de viceprimar? Păi eu am referat-o aici. Dar dacă nu sunt fonduri necesare aprobate în Consiliul Local, eu nu pot să-i dau o viză că... Păi de-aia îți da viză în față cu domnul Gârbea. De cine a scris? A scris, da, cu domnul Gârbea și domnul Gârbea. Dar e scris aici. Dincolo, de cine a scris? Dar este acum. Ajungem acolo, domnul Gârbea. Ajungem acolo că sunt prins. Gata, domnul Gârbea. Vă mulțumesc pentru cuvânt, dar rețină-l. Drumul, podul și așa. Pentru pod vă alocăm banii, pentru drumuri o să insistăm pentru că am alocat și pentru drumuri, balastări și așa mai departe, să vedem în ce măsură domnul primar știe să-i cheltuiască. Bani noi îi dăm. Acum să vedem. Până să arăți de mai aici. Nu, hai că trecem, că practic vă spun ce este, sunt 3 puncte mai așa, peste celelalte trecem într-o jumătate de oră. Trebuie să lăsăm să dezbatem subiectele, nu putem trece așa ușor. Deci, dacă s-au epuizat discuțiile la acest capitol, supun spre aprobare execuția bugetară la trimestrul 1-2018 al Comunii Racova. Cine este pentru? 13 voturi. Bun. Deci acum trecem la rectificare, domnul primar. Vă rog să-i dați citire expunerii motivului de la rectificare. Autorități publice locale. Aveați un proiect, uitați un proiect, aveți un proiect și este centralizat. Deci dacă luați proiectul, îl aveți centralizat. Vă pot să-l citesc mai ușor. Uitați, îl aveți mai mare. Și aveți, nu vă duceți pe toate capitolele și le încurcați. Da. Propun spre adoptare Consiliul Local. Aprobarea criteriei bugetului local pentru suplimentarea în trimestru 34-2018, după caz, la capitolul de venituri cu suma de 186,00 lei, conform anexei 1. Articolul 2. Aprobarea rectificării bugetului local prin suplimentarea în trimestru 34-2018, după caz, la capitolul de cheltuieli cu suma 1336,00 lei, din care 186.000 lei la secțiunea de funcționare și 1180.000 lei la secțiunea de dezvoltare, conform anexei 2, respectiv. 1.180.000 respectiv. Articolul 3. Aprobarea rectificării bugetului local prin suplimentarea în trimestru 34-2018 la capitolul cheltuieli, autorități executive, bunuri și servicii cu suma de 81
1.800.000 lei și cheltuiel de capital cu suma de 255.000 lei. Articolul 4. Aprobarea de criterii bugetului local cu suplimentarea în trimestrul 3-2018 la capitolul de cheltuieli 560207, transferul din bugetele locale privind instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap cu suma de 3.000 lei. Articolul 5. Aprobarea de criterii bugetului local privind suplimentarea în trimestrul 3-2018 la capitolul cheltuieli 650204, învățământ secundar, bunuri și servicii cu suma de 61.000 lei. Articolul 6. Aprobarea de criterii bugetului local pentru suplimentarea în trimestrul 3-2018 la capitolul de cheltuieli 665050, alte instituții și acțiuni sanitare, cheltuieli de capital cu suma de 130.000 lei. Aprobarea de criterii bugetului local prin suplimentarea în trimestrul 3-2018 la capitolul cheltuieli 670600, servicii religioase, cheltuieli de capital cu suma de 1.350.000 lei. Articolul 8. Aprobarea de criterii bugetului local prin suplimentarea în trimestrul 3-2018 la capitolul de cheltuieli 675000, alte servicii și pe domeniul culturii, recreării și religiei, cheltuieli de capital cu suma de 5.000 lei. Articolul 9. Aprobarea de criterii bugetului local prin suplimentarea în trimestrul 3-2018 la capitolul cheltuieli 680205, asistență socială în caz de boli și invalidități, bunuri și servicii cu suma de 9.000 lei. Articolul 10. Aprobarea criterii bugetului local privind suplimentarea în trimestrul 3-2018 la capitolul cheltuieli 680251, ajutor social, asistență socială cu suma de 20.000 lei. Articolul 11. Aprobarea criterii bugetului local privind suplimentarea în trimestrul 3-2018 la capitolul de cheltuieli 700600, iluminat public și electrificări rurale, bunuri și servicii în sumă de 6.200 lei, cheltuieli de capital cu suma de 85.000 lei. Aprobarea rectificării bugetului local prin suplimentarea în trimestrul 3 la capitolul de cheltuieli 8403, drumuri, bunuri și servicii cu suma de 5.000 lei și cheltuieli de capital cu suma de 570.000 lei. Articolul 13. Se propune utilizarea definitivă a sumei de 1.180.000 lei din suma totală de 1.722.57 lei înregistrată la data de 31 a 12 a 2007, excedent la bugetul local din are precedență pentru finanțarea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu prin intermediul de secretarul comunei, în termen prevăzut de lege, primarul comunei Racova și prefectul județului Bacău se aduce la cunoștință publică prin afișare la locul special amenajat, precum și pe site-ul primăriei Racova. Mulțumesc, domnul primar. Șamă. Mulțumesc, domnul primar. Ați citit expunerea de motive. Expunerea de motive, de aceea, în expunerea asta, în proiect, aveați toate sumele trecute. Ai vorbit ce dat pe sume? Păi exact. Nu era mai simplu, că vă încurcați acolo în defalcări, nu știați cum mai vorbim. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Deci sumele de aici sunt și acele de acolo. Am înțeles. Vreau să vă spun următorul lucru. Din punctul de vedere al Comisiei Economice, expunerea de propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunii Racova a fost aprobată în parte, iar în partea cealaltă avem amendamente propuse de către grupul politic PNL-PRM, care odată n-au fost de acord cu niște sume alocate și odată au făcut propuneri proprii și veți vedea că dacă ne începem să ne luăm merită, dar eu nu am vrut, am vrut să discutăm la global, să nu începem să spunem cine a inițiat proiectul pentru pod, cine a inițiat proiectul pentru iluminat, pentru că astea sunt toate prevăzute în cele 14 proiecte pe care noi le-am propus de acum 2 ani. De acum un an sau de acum 2 ani. Și am venit cu ele în ședință. Și parte din proiectele pe care le-ați dus prin PNDL, să le aprobați prin PNDL, erau propunerile noastre. De ce nu spuneți și acest lucru, domnul primar? Spuneți numai ce vreți dumneavoastră. Domnul președinte. Domnul Bargata, mulțumesc. Din partea dumneavoastră, fii din partea grupului politic PNB. Păi da, haideți să deblocăm situația. Nu sunt ale domnule. Haideți să facem, sunt 17 miliarde astăzi. Are Consiliul Local, are pe masă. Haideți să deblocăm situația, să facem ceva. Mulțumesc. Îi pierdem. Facem, vă spun eu că facem. Ne ia finanțe. Vă spun eu că facem. Deci nu mă opun. Haideți să rupem biserica. Facem. Vă spun eu că facem. O să vedeți propunerile, o să vedeți amendamentele și o să vedeți că sunt toate făcute pe construcții, pe investiții, pe proiecte de investiții, nu pe proiecte de, eu știu ce, sunt făcute pe proiecte de investiții. Prin urmare, eu o să prezint amendamentele și după aia o să dau cuvântul și celorlalți colegi, deci o să facem și dezbatere. Dar, în primul rând, o să prezint amendamentele din partea Comisiei, care au fost dezbătute în Comisia Economică.
Și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii bugetului local de venituri și cheltuieli al comunii Racova, județul Bacău pentru anul 2018. Au fost analizate capitolele de venituri și cheltuieli și au fost respinse cu 3 voturi împotrivă și 2 voturi pentru consilierii PNL-PRM și 2 pentru consilierii PDSD-ALDE, alocarea e corect, da? Alocarea pentru rectificarea următoarelor sume de bani. Capitolul 200601 deplasări 060.000 lei. Capitolul 665050 alte instituții și acțiuni sanitare, reabilitare, dispensar medical Gura Voiei, cofinanțare 130.000 de lei. Capitolul 670700 servicii religioase, lucrări la bisericile din comună 135.000 de lei și capitolul 700600 reabilitare și modernizare rețelei electrice din sistemul public, cofinanțare 85.000 de lei. Și capitolul 840301, drumuri și poduri, lucrări, construcții, drumuri secundare, Lescana, 70.000 lei. Și o să aduc lămurile necesare în sensul că drumul, la cei 70.000 de lei, să nu se considere că refuzăm construirea unui sau asfaltarea unui drum, ci se referă la plata unei sume restante către un furnizor de servicii care a fost făcut mai de mult. Serviciul lucru care l-a făcut domnul primar fără aprobarea în prealabil a consiliului, în consiliul local. Așa. Pe urmă. O să trec mai departe să dau citire și după urmă să spun. Consilierii PNL-PRM, pe baza amendamentelor formulate de grupul politic din care fac parte, propun alocarea prin rectificare bugetară a următoarelor sume pentru realizarea unor obiective de investiții. Și anume, capitolul 700606, iluminat public și electrificări rurale, 400.000 de lei, sumă prevăzută și în planul de achiziții publice pe anul 2018, pentru înlocuirea întregii rețele de iluminat cu un sistem modern, eficient și economic. Capitolul 840301, drumuri și poduri, 50.000 de lei, pentru construirea încă unui poteț lângă cele patru, peste pârâul Racova din punctul numit a Petrii Mircea. Și aici, ca să enumerăm podurile, că aveau legătură și cu domnul Neguriță, deci se vor construi, sunt alocați 550.000 de lei pentru construcție pod Lescana, ca să putem face, să asfaltăm drumul de acolo, pentru că nu putem asfalta drumul de acolo, refuzându-ne podul care este construit acum, este impropriu. Acolo se alocă 300.000 de lei. Apoi s-au alocat niște sume, egale ca valoare, dar în funcție de ce se va cheltui, diferența se vor redistribui pentru alte proiecte de investiții, dacă nu vor costa atâta. Și anume, reabilitare pod, da, aici, mă rog, reabilitare pod sat Gura Voi, 50.000 de lei, reabilitare pod Comuna Racova la Caniță, 50.000 de lei, reabilitare pod Racova la Georgel, 50.000 de lei, reabilitare pod Podeț Gura Voi la Țidulă, 50.000 de lei, și reabilitare pod Lescana, construirea podeț punctul numit la Petrii, 50.000 de lei. Așa. Pe urmă. Investiții, la capitolul 51.8103, investiții autorități publice locale, 130.000 de lei, sumă necesară cumpărării unui corp de clădire pentru extinderea spațiului destinat birourilor în care își vor desfășura activitatea salariată a Iuliatei Racova. Menționăm că suma a fost prevăzută și în planul de achiziții publice pe anul 2018. Capitolul 670307, căminul cultural, 80.000 de lei, sumă necesară lucrărilor de reabilitare și punere în funcțiune a căminului cultural Racova. Capitolul 840301, drumuri și poduri, lucrări de decolmatare, refacere albe pârâie, 40.000 de lei în total, din care 30.000 de lei de decolmatare albe pârâie Racova și Lescana și 10.000 de lei de decolmatare albe pârâu Gura Voiei. Amendamentele au fost aprobate cu 3 voturi pentru consilier așa și 2 împotrivă, proiectul așa, și atât. Pot să intervin și eu aici? O secundă. Dacă nu mă lăsați nici să discut, nici să supun spre aprobare colegilor, nici nimic, haideți, 2 minute, vă rog. Da? La capitolul 6707, servicii religioase, 1.350.000 lei, din expunerea de motive și din proiectul de inițiere, reparații capitale tâmpăriile în Racova prin locurile cu întâmpărie termopan la biserica din Racova, 50.000 lei, la raportul care a fost... Vreți să sărit peste capitolul ăsta. Nu am sărit, dacă n-ați fost atent, deci eu citesc și dumneavoastră nu simțeți acum. Reparații capitale, gard... Și o să motivăm de ce? Domnule Chiu, nu mai un pic dacă... Da, ați intrat peste mine degeaba. Da, n-am intrat. Ați sărit peste capitolul ăsta. Nu am sărit, dar n-ați fost atent.
Deci reparații capitale tântăriei lemn prin locuire cu tântărie termopan la Biserica din Racova, 50.000 lei. Reparații capital gard biserică din Racova, 50.000 lei. Reparație capitală acoperiș biserica din Guravăi, 20.000 lei. Construire gard biserică și cimitir biserică din Hălmăcioia, 10.000 lei. Și achiziție paratrezne biserică din Lescana, 5.000 lei. Care erau scrise la capitolul 67, 07... Ați vrut să ne defalcați dumneavoastră, eu am în titlul capitolului la care sunt alocate, dumneavoastră ați citit odată nota de expunere din față. Așa, mă rog. Să venim cu lămuriri și după aceea, dacă vreți, vă dați și dumneavoastră cuvântul, părinte, fără nicio problemă. Sfințirii voastre, în fiecare an, mai puțin anii trecuți, probabil un an, doi, s-au alocat bani pentru biserică. Eu, dumneavoastră știți că mergeți pe jos și probabil ați fost cu postul și cu celălalt. Și ați mers pe ulițele satului. Poate atunci le-ați găsit un pic mai bun. Eu v-aș recomanda să mergeți acum să le vedeți. Toate ulițele sunt sparte, aproape impracticabil de intrat cu mașina pe ele. Deci, dacă noi ne gândim, în primul rând, eu sunt de acord, eu sunt de acord că o comunitate trebuie să se dezvolte în jurul bisericii. Și o biserică trebuie să se dezvolte în comunitatea respectivă. Dar, dacă comunitatea respectivă este aproape sub, este la un nivel, fără să mă sfereze să folosesc cuvinte mari, înapoiat. Dumneavoastră știți, mergeți și în alte comuni, ați văzut ce s-a făcut în alte comuni. Au străzi betonate, străzi asfaltate, apă, canal. Nu mai vorbesc de alte de centre administrative și așa mai departe. Noi nu avem nimic, părinte, nu avem nimic. Și ați văzut că nu am luat banii aceia să-i folosim pentru lucruri inutile. Am luat banii aceia să-i folosim pentru lucrări, la poduri, la podețe. Nu sunt podețe, sunt purai nedecolmatate de ani întregi. De ani întregi nu s-a mai băgat un buldo pe o albie de pârâu. Și dați-mi voie ca cetățean și ca locuitor al comunii acestea, ca fiul al comunii acestea, că sunt născut, crescut aici, a trăit aici de atâția ani, de 53 de ani, 20, aproape 18 ani de zile să stai și să se facă doar două drumuri asfaltate în sus și în jos și acelea împins din spate de către cineva, este puțin, prea puțin pentru o comună. De aceea măcar noi, cu ce putem ca și consilieri, de multe ori am făcut propuneri și avem multe hotărâri de consiliu local, inclusiv în ceea ce privește un serviciu de apă canal, acum câțiva ani buni, când putea funcționa acel serviciu de apă canal, că și dumneavoastră beneficiați de, eu stau la bloc, și dumneavoastră beneficiați de apă și nu o plătiți. Eu vă spun cu mâna pe inimă. Și o plătim noi. Și nu facem caz. Și dispensarul uman... Nu, părinte, nu, dar nu spun care proști. Vă rog să mă credeți, nu spun care proști. O spun că acea apă care vine aproape la spațiile comerciale, o parte plătesc. La primărie, care se deservește și n-a făcut o investiție primăria, măcar să cureți un bazin sau să-l depare. Deci aceste lucruri ne face, nu când avem ceva cu biserica, să nu credeți că părintele, eu am fost la biserică duminică și părinte Sebastian, eu îmi pare rău să vă spun, țin mult la dumneavoastră, dar e păcat să amestecat politicul în biserică, că a zis, stați să vă spun sintagma și cred că este corect ceea ce spun. Ați spus că cine să fim aproape de biserică, să ajutăm biserica, iar cine nu ajută biserica este împotriva lui Dumnezeu. Nu, spune Iisus Hristos, cine este cu mine. Asta bun, dar credeți că eu dacă... Mea și bun, părinte, stați că eu termin și vă dau cuvântul. Da? Termin și vă dau cuvântul. Asta nu înseamnă că eu dacă n-am fost de acord cu acești bani care se dă la biserică, nu îmi fac datoria de enoriaș, nu cotizez cu bani la biserică sau nu vin la biserică. Asta nu. Deci asta, sau nu sunt aproape de Dumnezeu. Asta nu puteți să constatați dumneavoastră. Sunt care nu sunt de acord cu Dumnezeu. Dar eu sunt. Și eu vin la biserică, am morți aici, am grijă de ei și așa mai departe. Da, eu consider acum că mai important într-o comunitate este mult mai importantă biserica decât un pârâu decolmatat. Și atunci asta trebuie să-mi inundați? Da, deci nu vreau să-mi inundați. Vă ascult, să vă pierd, dar ce mai vreau. Investiții în interiorul bisericii nu s-au făcut de cel puțin 40 de ani. Ori în interiorul bisericii. Cine vrea să vină să vadă că toată tâmplăria e mult mai veche de 40 de ani. Noi suntem în biserică mereu. Când aprinde lumânări pe Sfânta Masă, se sting din cauza curentului, din cauza geamurilor. Pictura la fel, nu este necondiționată, la fel,
dacă mergeți prin biserică, vedeți că pardoseala iese și din lemn și lemnul e putrezit. Și sunt găuri, atât în altarul și în biserică. Vă ascult. Următorul aspect pe care l-a scoate eu în evidență este faptul că banii care vin din impozitul la impozitul local sunt banii credincioșilor. Corect. Și mi se pare normal ca o parte din banii credincioșilor să se întoarcă înapoi la credincioși. În ce sens? Adică credincioșii sunt acolo prezenți duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare. Poate acolo are mai mult loc educația copiilor, a oamenilor, care, și acolo sunt aspecte morale din viața oamenilor. Și cred că ar trebui o parte din banii credincioșilor să se întoarcă la ei. Că nu se întorc la noi, nu la preot. Și noi, dacă alocați bani bisericii, noi nu avem afinități față de nimeni, față de primar, față de viceprimar, față de niciun consilier. Puteți agrea care firmă dorește consiliul local. Dar noi nu ne interesează nici banii să se bireze direct la firma pe care dumneavoastră o agreați. Dar investiții sunt necesare la biserică. Și este un ajutor care va veni tot pentru comunitate, pentru că noi lucrările acestea trebuie să le facem. Dacă nu, nicio problemă. Eu, ca și conducător de instituție de biserică, am închis ușa, orice slujbă, orice mormântare, în curtea bisericii o voi face. Nu mai fac nimic în biserică dacă se degradează. Pentru că dacă se întâmplă ceva și pățește cineva ceva pe urmă, eu răspund. Eu și că sunt ca și conducător de instituție. Dacă este un ajutor, dacă va veni un ajutor, și dincolo la toate bisericile din comună, asigurăm toată transparența. Deci nu avem, în sensul că oriunde mergi, la ce firmă se merge, agreat, domnule, vedem, să fie un contract, să fie făcută o ofertă legală, tot fără niciun ban, punem un ban în buzunar sau să facă vreo mângărie. Din punctul ăsta de vedere, am zis că asigurăm toată transparența. Și noi am avut, zic, bunăvoință, de exemplu, dar că știți că veniți acolo, știți, numai Policandru, care era în biserică, era o lustră. L-am adus două Policandri, unul în Sfântul Altar, unul în biserică. Personal. Tocmai ca să vedeți chestia asta, am vrut tot să fie personal la noastră, a preoților, și ca să vadă lumea că noi vrem să facem lucruri pentru comunitate, ceea ce facem. Și nu ne interesează ca să facem să fie vreo șmecherie, ca să băgăm banul la buzunar. Nu. Părintele are o afacere, soția mea și părintele, nu suntem din comunitatea Racova. Dar tot ce rămâne ca investiția dumneavoastră a consilierilor, vă rămâne copiilor dumneavoastră, nepoților. Și să știți că comuna Racova nu are bani pentru biserică. Dar comuna Gârle nu ar avea pâraie de decolmatat și totuși s-a investit 700 de milioane. Nu ar ales pe la biserica din ortodoxă. Și nu era necesar foarte tare acoperișul. Dar prin plăria și la noi la parohia schimbată. Romano-catolică sunt lucrări. Asta spuneam că știu. Deci acum, deci anul acesta, în comuna Gârleni, vorbesc de satul Lespes. În Lespes, parohia ortodoxă, care e o comunitate foarte mică, acum a primit 700 de milioane. Sunt lucrări și la parohia romano-catolică și a alocat primăria fonduri pentru acolo. Sunt și acolo probleme. Eu vin din 2010, sunt preot, am fost în comuna Moldoveni, satul Hociungi. An de an, cele patru parohii din comună au primit bani de la Consiliul Local. În fiecare an, fiecare parohie primea câte 5.000 de lei, deci 50 de milioane vechi, așa, plus parohia în satul Hociungi, parohia a doua, a avut o clopotniță în lucru, s-au dat fonduri suplimentare, a ajutat acolo. Apoi, în următorii ani, în satul Moldoveni, se construia o nouă casă de prăznuire în sat, iarăși, pe lângă fondurile care le s-au alocat prin Consiliul Local parohiilor, s-au dat suplimentar. Sunt și acolo probleme. O parte din consilieri de aici sunteți de 20 de ani, de când sunteți. Trebuia faurul luat de coarne, nu de acum. De 20 de ani, domnule, nu se face nimic. Hai să vedem, avem puterea să părinte, facem. Acum ca să nu vă spuneți că vă întrebare. Dar acoperișul și fațada la biserică, cum v-ați făcut? Da, noi am vorbit de interior. Și mai de miliarde, domnul. Știu că s-a făcut, dar vreau să spun, Bun, și dacă nu poți să ies cu mașina de pe uliță, cine vine și mă scoate? Exact. Când s-a luat în calcul execuția bugetară, v-am zis, sunt 17 miliarde. Da, și hai să aruncăm câini. Da, nu aruncăm câini când. Dacă dăm la biserică, asta nu înseamnă că aruncăm câini câini. Dar s-a ținut cont. Numai un pic, dacă m-a ascultat. Deci de ce afirmați? Părinte Sebastian,
Deci, mai Dumnezeu deasupra și a mea și a dumneavoastră. La execuția bugetară, deci s-a ținut cont și de pod, și de biserică, și de dispensar de la, de la Guravăi, tot ce a fost pe ordinea de zi, deci sunt bani. Avem raportul de specialitate al contabilii, dacă vreți, v-am zis, da, uitați, e semnat. Noi am întrebat pe doamna contabilă. Nu, doamna contabilă, părinte, părinte. Bani. Deci dacă nu, deci nu luăm bani de la drumul sau de la biserică. Deci, ce discutăm? Azi sunt bani. Sunt bani și cum îi cheltuim, eu din punctul meu de vedere, eu sunt, sunt pentru aceste proiecte. Pentru biserică, pentru pot, pentru ce-o fost astăzi, sunt bani. Deci nu trebuie să luăm dintr-o parte, să ducem la altă parte. Acum rămâne la latitudinea constitucională. Dacă dăm la biserică, dacă dăm, dar nu mai avem un siducem, că rămânem cu ei necheltuiți, că la poduri sunt bani. Deci sunt bani la poduri. Deci eu ca să închid vorbim, ca să nu ziceți că am distractat, dar sunt contradictoriu. Deci uitați, zic în felul următor. Deocamdată eu mențin punctul de vedere și să ne apucăm să facem ceva în comună acum. După ce se va vedea că s-a făcut ceva în comuna Racova, până la sfârșitul anului mai este timp pentru rectificare bugetară. Și atunci mai stăm la masă, că discut, rectificări se pot face, dacă sunt bani se pot face. Dar deocamdată, uitați, mergeți cu mine pe strada mea acum, merg, uitați, las totul și merg cu mine. Dacă noastră nu vă doare inima, după ce mergeți cu noi pe strada respectivă. Dar nu poate fi lăsată biserica ultima. Da, părinte, haideți să mergem noi de scult și să dăm bani la biserică. Dumneavoastră hotărâți. Nu hotărâți cum am stabilitate. Însă eu nu sunt din Racova, sunt din Buhoș. Dar puteți fiecare din consilieri să mergeți la toate bisericile învecinate și să vă uitați la bisericile de acolo. Dar faceți altceva. Totuși aici e cinstea dumneavoastră. Părinte, eu vă mai dau nouă soluție. Aveți consiliul parochial și comitetul de etică. Da, domnule, o să facem lucrurile. Auziți cum o să le facem. Așa. Eu am, uitați, solicitați-mi odată bani și să nu-i dau. Nu, să facem, dar era firesc ca să ajute și că solicităm comunitatea. Nu, deocamdată, părerea mea, doar părerea mea, eu vorbesc în numele meu și a celor care am făcut amendamentele, adică încă 6 oameni. Este că deocamdată nu s-a făcut nimic și trebuie să demarăm un lucru în comunitatea acolo să se vadă că s-a făcut. După aceea mai discutăm părinți. Eu n-am spus că... cine se pune la vot. Băi, nu că acest lucru îl supunem la mără. Dar veți vedea că nu se pune. Da? Cine supune la vot, vom supune la vot, dar nu va trece suma, da? Discuții, vă rog. Comisia Învățământ a analizat rectificarea bugetului. Pentru învățământ sunt următoarele necesități. Lucrări pentru autorizația ISU trebuie neapărat hidranți, vitanjarea fosilor de la școlile Racova și Guravăie, repararea acoperișului la holul școlii Guravăie, repararea la toaleta Guravăie, reparație la aleile din curtea școlii Guravăie, consolidarea peretului exterior de la grădinița școlii Guravăie, grădinița Guravăie, izolarea părții nordice la școala Racova și repararea și revizuirea tuturor ușilor de la școala Racova sau chiar și înlocuirea ușilor de la etaj. Din termofan toate s-au stricat și trebuie reparate. De asemenea, comisia este de acord cu lucrările ce se vor desfășura la Biserica Racova, pentru că este o necesitate pentru această biserică care o folosesc toți cetățenii din comună. Atât. Mulțumesc. Acum trebuie să vă dau o lămurire. Pentru solicitările care le-ați făcut mai înainte, nu la biserica asta, e prevăzută în buget și s-a discutat, trebuia să veniți în comisie să faceți propuneri și acele propuneri să le înaintați. Toți s-au făcut propuneri. Nu, veneați la timpul ei. Acum, cine vă ia acum? Ce rectificare? Din bani care sunt abordat. O să faceți, o să propuneți și o să documentați, o să le puneți documentația și o să mai facem o rectificare bugetară. Asta e. Da. Că deocamdată nu au fost prinse, nu au fost discutate. Noi am venit, am făcut amendamentele, le-am depus, le-am înregistrat. Am făcut treaba asta cu doamna contabilă, știți, și le-a și prins în notă. Acum nu știu dacă mai poate face. Alte discuții, vă rog. Domnul viceprimar. Legat de banii alocați la biserici, aș vrea să vă adaug două chestii. Anul trecut, în 2017, s-au alocat 10.000 de lei la Biserica Ilieș. Lucrare neterminată nici în momentul de față, nu știm dacă mai există banii sau nu. Mai este un gard făcut la biserica din Hălmăcioaia în valoare de 20.000 de lei, nu-i plătit nici în ziua de azi. Omul vine și sună că vrea banii de la Consiliul Local. Deci episoadele astea ne dau de gândit și pentru viitor. Eu am și propus care ar fi modul ca să nu fie suspeciuni.
a creat o firmă pe care o vreți dumneavoastră, plătiți direct, 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 direct din bani primări și noi nu trebuie să avem acces la justificarea venit de urmă. Nu ne interesează să avem la bani. Pentru fiecare bani pe care l-am primit de la primărie, de la Consiliul Local, când eram la Comuna Moldoveni, aduceam pe banii aceia, aduceam factură. Eu ceream pentru, ceream în fiecare an, domnule, făceam cererea, pentru alocați fondurile pentru, ce deam, domnule, reabilitare în biserică, nu știu ce. Îi aduceam justificarea la banii aceia pentru ce am cerut în cerere. Nu ceream, domnule, dați-ne bani pentru ca să fac, să spunem, pun centrală, dați-mi o sumă de, și eu aduceam materiale de construcții sau alte prostii. Nu, pentru aceea aduceam justificarea. Iar din ce s-audi, la Gârleni au fost curtea de conturi, banii dați la biserici au fost imputați toți de curtea de conturi. Motivul nu-l știu, dar au fost imputați. Alte înscrieri. Este legalitate, accesul legalitate, totul legal. Ce este... Pot și eu să... Da, după ce te-am întâlnit, vă dau. Imediat. Domnilor, eu sunt un cetățean care îmi plătesc la timp toate taxele, către primărie și către biserică. Tot ce se poate plăti la biserică, de la un copil botezat și până la un om decedat, eu plătesc. Eu îmi plătesc cultul, eu îmi plătesc toate posturile, eu îmi plătesc un parastaz dacă îl fac, eu dacă mă duc și dau o liturghie, eu plătesc. Eu mă duc la muncă la biserică, am martori aici și eu duc și oameni, acum să lucrez eu cu ei. Și plătesc eu din banii mei anumite lucrări. Eu contribui la biserică. Dar asta este treaba mea de eloriaș. Este treaba mea. Eu nu-și doresc bani la biserică, e treaba mea. Dar eu banii care îi plătesc către primărie, trebuie să-mi vină de la conducătorul acestei instituții, întoarsă prin servicii. Dumneavoastră, dacă vă duceți acum acasă, intrați în baie, faceți baie, dar faceți un duș. În comună asta nu se poate face, domnule. Nu este. Apă curentă și canalizare. Elementul de civilizație. Știți raportul de ieri al Uniunii Europene? Românii scot apă din niște găuri. Beau apă din niște găuri. Ce eu sunt inundat la ora asta. Sunt inundat. Și credeți că e vina bisericii că România scoate apă din găuri? Da, domnul părinte, dar nu interpretați vorbele, vă rog frumos, că v-am lăsat și ați vorbit. Da, corect. V-am lăsat și ați vorbit. Treaba dumneavoastră. Vă face serviciu cum ne facem și noi. Corect? Nu este un serviciu, este o misiune. O misiune, domnul. Și eu am misiune aici. Că s-a ales de popor. Nu-i tot o misiune? Corect, da? Deci nu-s numit. S-a ales. Păi da, dar scuzați-mă că acum și domnule, dar, auziți, am dat toți bani. Lăsați-mă să vorbesc, domnul părinte. Domnul părinte, lăsați-mă să vorbesc. Dacă am avea de toate în comuna asta, știți cum ar veni investițiile acolo? Imediat, domnul, s-ar pune problema, că nu este nimeni atât de tâmpit. Dar noi, când nu putem asigura nici apa potabilă la copii. Uite, trebuie să le dăm normal, prin lege, trebuie să le dăm apă la copii la școală, apă bună, apă plată. Da. Nu ne putem da. Și problemele astea sunt în comuna Racova de astăzi, sunt de 18 ani. O parte dintre consilieri păi au ce? Fost alături de vreți primarul. Acum, nu vreți acum să rezolvăm toate problemele, acum vreți dumneavoastră? Dar de ce nu l-ați amendat de acum 15 ani, dacă nu făcea nimic? A ajuns la altatulea mandat. Cu complicitatea cui? Complicitatea cetățenilor. Auziți, de exemplu, dumneavoastră vă dezbrăcați haina și treceți să aici în locul. Haideți să-mi discutăm părinte, că e păcat. Da, și de asta ideea. Deci, întâi să le aducem la oameni niște servicii de calitate și niște servicii utile, doar utile. Da, ca să nu mai stăm cu WC-ul în fundul curții. Corect, foarte bine, e normal, dar de ce nu s-au... Centrala la biserică și cu apă, nu tot cu banii de aici aprobați de noi s-a făcut, domnul? Posibil, noi nu sunt... Păi vedeți, păi nu puteți să dați vina pe noi, că tot noi am aprobat, domnule. O să aprobăm, dacă facem ce ne-am propus acum, de repede, să facem podețele astea, să nu le inunde pe omul ăla, așa, și drumuri, și să facem așa, următoarea rectificare, da, domnule, am făcut, da, uite, dau și la bani la biserică acum. Păi tot oamenilor le oferiți. Păi vedeți, nu, dar, biserică, dar de ce ne puneți nouă niște lucruri în gură, că nu le spunem noi? Eu nu știu ce informație ați primit dumneavoastră. Domnule... Deci eu atâta vreau să credeți că noi nu luptăm împotriva oamenilor aici. Noi suntem ca să fie banul public al omului care aici la primărie nu-s banii nimănui. Nu au venit bani de nicăieri, toți din taxe și impozite. Deci anul ăsta nu mai primește, comuna nu mai primește. Adică nu mai primesc, nu sunt bani la guvern să le trimit aici. Nici județul, nu are de unde să trimită. Mai trimite la școală din cote de te falcate, de te băia. Sunt niște legi pentru că eu, domnul părinte, dacă nu respect, eu sunt bun de altceva.
Și eu trebuie să, cum dumneavoastră respectați cu dogmele și astea, trebuie să respect și eu legea, domnule. Deci asta trebuie să înțelegeți dumneavoastră, la noi. Că nu suntem împotriva bisericii, trebuie să fim tâmpiți. Da, corect. Nimeni nu este împotriva bisericii. Nimeni, nu știu dacă v-a spus cineva că noi suntem împotriva. Dar următoarea rectificare, de exemplu, dacă primiți bani și ne-am făcut celelalte treburi, atunci ce o să ne mai ziceți nouă? Ce o să ne mai ziceți atunci, de exemplu? Da, venim noi la biserică, da, uite, uitați, domnule, am aprobat atâta sumă, de acum, de aici urmează să-și facă celelalte autorități, să iei PSA, firma, ca să lucrăm legal, nu mai putem face cu cash, nu mai putem lucra cu cash. Deci, mi-e miră de omul ăla care a făcut investiția la Albăcioaia și vine și plânge în ședința de consiliu, domnule, că o zis, domnule, am mutat din bancă, am familie, 200 de milioane, am făcut gardul și eu n-am fost plătit. Și acum vine și plânge la consiliul local și noi cum putem să vă dăm bani? Legal. N-are nicio formă, n-are nimic. Din 2016. Cum puteți să... Omul a făcut gardul. Știți ce a zis acum? Vine cu flexul și-l taie, domnul. E gardul lui. Noi cu ce suntem vinovați că nu putem să-i dăm omul ăla 200 de milioane? Noi putem da, domnule, că nu putem aproba că este ilegal. Deci și dumneavoastră trebuie să înțelegeți pe noi, trebuie să respectăm legea. Uite, noi nu vinim acolo, cu legea în mână. Cu legea, normal, pe asta am zis că noi asigurăm de toate. Deci să nu credeți că noi suntem, că nu vă aprobăm sume. Dacă am făcut, uitați omul ăla, ce zice, că vine salvarea și trebuie să-l care cu țolul la salvare. Vinim după aia cu sumele, cât a zis, vinim, unde faceți firme care să facă termopare, să facă acoperiți sau ce trebuie și în interior. Dar haideți să le facem la cetățenii aia repede acum, ci de urgent. Că dacă era sâmbătă prin comună, intrați peste tot, noi am fost în toate unghierele. Să vedeți oamenii în apă, domnule, mână! Pentru că nu s-au făcut lucrări de calitate, s-au făcut niște cârpeli și apa a luat-o prin de-o vrut-o. Domnul Mihelar, atât. Justificare, dacă aveți o dată ceva, dați-o, dacă nu, gata și... Mai are cineva de luat, domnule? Părinte, numai puțin. Da, haideți să-i dăm cuvântul părintele și părintele. Da, lăsați-l, părintele. Hai, părintele. Da, încă... Domnule președinte, consiliu, domnule consilier, cred că am ajuns prea mult să agităm lucrurile. Într-adevăr, nu ne îndoim de buna dumneavoastră intenție. Sunteți aleși, aveți o misiune, ca și noi. Suntem pentru oameni, în comunitate. Nici nu am venit să cerșim sau să zicem că una e mai importantă decât cealaltă. Toate sunt importante, evident. Orice pentru comunitate, e pentru comunitate, corect? Și e nevoie de toate, nu numai de un post sau de ceva la biserică sau în altă parte. Sunt multe nevoi și aveți toată și votul dumneavoastră alegeți să prioritizați lucrurile. Exact, așa. Ce vă mai rog, eu personal, vă rog ca la un moment dat și la biserică să veniți să evaluați și dumneavoastră, eu știu, cererile noastre. Sau ce am discutat noi, am pus pe cererea respectivă. Veniți, vedeți, biserică deschisă, oricând ne puteți găsi. Putem discuta, analiza împreună. Nu suntem noi cei mai buni specialiști, avem și oameni care se pricep mai bine sau pot vedea mai bine. Deci orice lucrare, și dacă e de vorba de biserică, și în altă parte, pentru comunitate, vă puteți sfătui și cu cei de acolo, oamenii de acolo, da? Că omul poate să pună o cerere și poate e mai multă nevoie de ceva sau de altceva. Puteți prioritiza lucrurile în felul acesta. N-am zis că biserica e urgență, acum cade biserica pe noi și gata. Dar evident că bisericile, dacă nu vor fi îngrijite și vedeți, o biserică e una să face o biserică și alta să face un pod. Deci e clar asta, din punctul ăsta de vedere putem. La fel, cheltuielile de o parte și de alta nu se pot compara. Nu se poate compara în felul acesta. Bisericile, dacă nu sunt întreținute și au foarte mulți oameni săraci au muncit la bisericile ca să acestea să le ridice, să le întrețină. Nu e așa de ușor de întreținut. E foarte ușor să întreții o casă și acolo sunt probleme de motor, nu? Sau un apartament. Dar o biserică e foarte greu de întreținut. Și oamenii săraci mai vin și astăzi contribuie și se fac cât se mai poate face, se face. Dar nu putem singuri, evident. Și biserica cred că e reprezentativă pentru orice comunitate, unde v-ați duce. Nu preotul neapărat, ci biserica respectivă. Da? La fel, suntem pentru comunitate. De aceea vă rog totdeauna să comunicați. Sunt probleme care le puteți rezolva aici. Sunt banii comunității. Puteți veni la fața locului. Noi am depus o cerere de acum 2 ani de zile. N-a venit nimeni să, eu știu, Comisia Economică sau care se ocupă de așa ceva, de cererile noastre, să vadă, ia să vedem ce spune acolo. E adevărat sau nu? E nevoie sau nu? Mai mult de atât. Sunt lucruri, deci suntem cu toții pentru comunitate.
atunci să lucrăm în felul acesta. Dacă sunt aleblăm de la natură juridică, aveți lege de partea dumneavoastră, corect? Și faceți apel la lege. Și vă aplaud pentru acest lucru. E foarte lăudabil că apelați la lege. Și așa este normal și firesc și de lăudat. Dar în același timp, lucrurile acestea, dacă nu sunt dumneavoastră care aveți majoritatea, nu le puteți rezolva aici, mergeți mai departe în instanță, rezolvați lucrurile. Sunt, e o instanță judecătorească care își poate da judeca faptul în sine. E adevărat sau nu, actele care sunt și se poate judeca un fapt sau nu. Noi în biserică nu suntem judecători. N-am venit să spunem că dumneavoastră sunteți un fel sau altfel sau ceilalți și așa mai departe. N-am venit să judecăm pe nimeni aici. Am venit să afișăm o stare de fapt și să punem cap la cap niște lucruri care pot fi de folos pentru comunitate. Biserica nu-i pe noi, vom muri și vor veni alții după noi. Iar dacă biserica nu rămâne acolo pentru și un om, dacă va fi, cât va fi, că vedeți, demografia e în scădere, da? Și un om, dacă va fi, dar să aibă un loc în care să-și plece genunchi în fața lui Dumnezeu. Tremurăm cu toții când vine o gheață peste noi sau alte năpaste de bune acestea. Dar când se trage clopotul la biserică, nu simțim un lucru de ușurare acolo. Că știm că biserica, uite, suntem acolo cu toții. Toți suntem biserica, nu numai noi preoții sau dumneavoastră. Toți suntem acolo din biserică. Deci avem o datorie pentru biserică, că e a lui Hristos, nu e a noastră. Dumnezeu ne-a dat și am făcut acolo și ne rugăm împreună, da? Dar avem o datorie pentru Hristos și pentru oamenii care ne sunt alături. Că ei, săraci, au făcut, au venit și cu primăria și cu toți ați fost aici, o mână de oameni care până la urmă v-ați unit gândurile, ați avut intenții bune, ați muncit și ați făcut. Ei, asta vă îndemnăm. Vedeți cum lucrați împreună, luați hotărâri, deci vedeți, prioritizați lucrurile, nu zicem nu. Asta sunt, vor mai veni. Acum, nu putem spune și arunca cu că a făcut celălalt sau celălalt. Lucrurile sunt și acolo avem nevoie toți. Până la urmă, ce luăm până aia? O cruce, nu? Un copac. Un copac. Sau ceva și atunci, cum am spus? Pentru viitor. Am înțeles. V-ați avut cuvântul la dumneavoastră. Prioritizare. Deci, acel cuvânt a rămas încipt în creier, pentru că și eu l-aveam, dar nu l-am folosit la momentul respectiv. Pentru că m-a luat puțin, și eu, poate mai repede gândurile. Ideea este următoarea, și am spus-o și mai devreme. Acum, să dăm drumul la ceea ce e și să începem niște lucrări, pentru că, vă spun, comuna este de plâns. Toată localitatea. Nu, aici nu spun Buravoi, Racova, Malul Vâlții, Lexana sau. Toată comuna este de plâns. Și eu cunosc toți preoții care au fost predecesorii dumneavoastră și care au lucrat, mai ales preotul care a venit, era înaintea domnului Roșu. Oricare și-a făcut misiune. Da, și-a făcut treaba. Și noi niciodată nu am spus și mai ales și aici, nu vreau, poate aici o să par că am făcut o afirmație părtinitoare, dar la Biserica de la Racova întotdeauna s-au alocat cele mai multe fonduri, să știți. Dacă la celelalte biserici s-au alocat doar cele, s-a trecut prin mână, printre degete, la biserica de la Racova, ce s-a solicitat, întotdeauna s-a dat. Aici este martor și domnul primar, și domnul consilier Gărbea, care el săracu și susținea acolo preotul, pentru că e normal că e satul dumnealui și biserica la care se duce, și susținea și venea cu rușine, când, și erau sume mici pe care le solicita preotul de acolo, și cel puțin bisericile din zonă la fel, deci sume foarte mici și poate că nici nu le-au primit. Dar la Racova s-au dat întotdeauna bani. S-au dat, să știți. Fără nicio reținere. Acum avem reținerea aceasta și vă rog să o interpretați ca atare prin prioritizarea acestor acțiuni. Începem și demarăm acțiuni și dacă există posibilitatea și vedem că sunt bani. Pentru că ceea ce a precizat un coleg de-a meu, nu se mai dau bani de la Consiliul Județean pentru investit decât dacă prins ceva prin programe prin programe europene. Dacă nu prins, stai cu ce ai cu și te descurci cu ce buget ai. Și o să avem în vedere și acest aspect, fără nicio problemă. Dar deocamdată mergem și facem ce este de fapt. Vreau să ne înțelegem și lucrul acesta. Adică să nu strânim o anumită antipatie sau... Vă rog, domnul Dan, și să punem la vorbă. În primul rând, aș vrea să cer scuze din partea părinților de la biserica Lesca, la Merușcă, e un pic bolnav și face niște analize. Apoi desemnat să vin și asist la această ședință, ceea ce
m-a făcut pe mine să nu înțeleg. Dumneavoastră știți câte biserici are Racova, da. Satul Racova? Câte? Satul? Satul are una singură. Una singură? Da. Atunci vă rog frumos... Comuna are mai multe. Nu, vă rog frumos să puneți indicatoare Sat Lescana, Sat Lescana. Da. Noi suntem Racova, comuna, deci Racova, Sat Racova are două biserici. Vă rog foarte frumos să luați în calcul un părinte dacă are doi copii, pe unul nu îl răsfață și pe altul îl pune în altă parte. Dacă în toată ședința am auzit numai de două ori de Lescana, era vorba de un pod, nu mai pronunțați cuvântul Lescana. Ce spuneți de Racova? Că este Racova. Dacă nu, schimbăm, puneți plancări, Sat Lescana, așa au fost, așa să fie. Odată ce ne-ați asimilat și suntem Sat Racova, avem aceleași drepturi și aceleași condiții și le suportăm. Și alea bune și alea rău. Deci asta am vrut să vă spun, nu faceți diferență. Nu. Am auzit de zeci de ori, gura băi, hălmăcea, gura băi, hălmăcea. Corect. Noi suntem mai pricăjiți, că am zis că alege-vă că suntem Racoveni. Trebuia să ne punem și noi niște lescăneni pe aici, mai mulți, așa, ca să-ți aud numai din Lescana ședința. Nu prea se aude. Avem un singur om care se zbate, dar e păcat că se zbate degeaba, ca peștele în leasă, n-are nimic. O să mai fie. Eu vă spun, mulțumesc părinților, au avut câte un cuvânt extraordinar. Noi până acum am trăit numai prin sponsori, prin oameni de șlaș, pe domnul Tinu, care din proprie inițiativă a muncit două sau trei săptămâni acolo cu propriile materiale. A făcut un aghesmar superb. Nu știu dacă în zona asta mai există așa ceva. Au fost oameni care au contribuit una cu alta, am făcut casă mortuară, am pus gresii. Ei sunt foarte multe, nu avem garduri, avem gunoi în spatele gardurilor din ispirie. N-am ce să facem cu noi. Nu avem ce face cu noi. Făcute gardurile, măcar în partea... Nu facem. Eu n-am venit să cer ceva. Am înțeles. Am venit să țineți cont că suntem frați. Și atunci nu dați la altul să nu poată duce și la altul mai nimic. Bine, aici să are în vedere ca să facem referire la ceea ce a spus dumneavoastră la delimitarea localităților, să are în vedere denumirea străzilor și atunci se vor denumi străzile, atunci vor fi străzi și vor denumi. E altceva sat Gura Băi, satul Măcea, da. Și altceva deși, dacă strada sunt... Lescana, nu cred. Nu cred. Atunci a delimitat și la cumva. Strada Panciu, strada Vasemii... Așa va fi denumită, așa va fi denumită. Ideea este că dumneavoastră aveți mare dreptate, dacă ne referim la originile satului respectiv, e mai vechi decât Racova. Dacă vreți, așa este, deci întemeitorul Racovei, Lescana. Satul Lescana, da, pe baza... Pe baza și atunci hai să schimbăm, să facem în loc de Racova Lescana, că noi am făcut-o pe Lescana, noi suntem pe Racova, noi suntem mama Racovei. Bun, vă mulțumesc pentru cuvânt. Eu fac datoria ta președinte de ședință și vă mai întreb dacă mai sunteți scrieri la cuvânt. Dacă nu mai sunteți scrieri la cuvânt, eu propun amendamentele pe care le-am prezentat mai devreme și după aia propun, dacă sunt aprobate amendamentele, o să supun întreaga rectificare bugetară cu amendamentele respective. Cine este pentru aprobarea amendamentelor propuse de grupul politic PNL-PNL? Abțineri? Împotrivă. 6. Deci, pentru că trebuie aprobate și celelalte sume care sunt prevăzute și nerectificate, supun spre aprobare rectificarea
bugetul local al Comunii Racova, județul Bacovia, în 2018, cu amendamentele aprobate în Consiliul Local. Cine este pentru? Deci cu celelalte sume nu sunteți de acord. Sunt prinse proiectul de hotărâri toate sumele, domnul președinte. Nu mă diferențiați cu prețul dumneavoastră. Este prins acolo și pentru biserică, și pentru drumuri, și pentru dispensare. Rectificarea nu s-a făcut în capitolul, domnule. Ce dumneavoastră să nu cunoașteți legea? S-a făcut, amendamentele făcute, da? Banii sunt acolo puși. Domnul președinte, vă rog faceți explicația că rectificarea nu s-a făcut pe articole. Ce dumneavoastră? Domnul Gărbi, acasă, da. V-am solicitat cuvântul. Nu ați luat atunci cuvântul. Asta e, mulțumesc. Deci așa au făcut, da? Haideți să ne înțelegem. Banii au fost prevăzuți în buget, este avizul contabil. Faceți cum vreți, dar eu am zis, acum mai departe. Grupul politic PSD ALDE votează pentru susținerea bisericii. Da, dar nu a trecut ca voturi, domnule. N-au trecut. N-au trecut. N-au trecut din grupul politic. Nu ați luat acum politic. Eu am explicat părinților că vom avea în vedere și după prioritizarea acestor sume, vom veni și vom reanaliza într-un scurt timp, poate să faci de acum încolo, începând de la semestru. Nu înțeleg și eu. Nu înțelegi, dar tot simt că există bani. Există bani și mai există bani. Domnul Mateșal, sunt bani și nu vrei să faci. Sunt bani, sunt bani. Apoi sunt bani, știi și nu s-a aprobat. Dizolvați Consiliul Local. Începeți, sunt bani, ce nu vrei să faci. Vei 215 să știați. Sunt lângă lege, trecem mai departe. Haideți mai departe, sunt bani și nu vrei să faci. Dar sunteți lângă lege, domnul Gărbea. Domnul Gărbea, nu-i rușine să mai stau aici la masă. Nu ți-a fost rușine cât ai fost vice. Nu s-a făcut nimic. Făceai sub din timpul programului. Doare tine capul. Nu vreau să stau pe terasa la care nu mai trebuie să fac ceva. Da, tu sunt niște fac. Sus de la tine. Sunt bine ca prost de la oameni. Eu sunt Hai, domnul președinte. Rușine, rușine națională. Deci să avem bani de masă, să mergem treabă. Am dat cuvântul, trebuia să spuneți atunci. Vă rog frumos. V-am dat cuvântul. Domnul Țuca, luați cuvântul dacă vreți, domnul. Mergem mai departe. Nu am exprimat cuvântul prin vot. Numai să fie bine. Dacă o să fie. Părinte, o să fie, părinte. Credeți că noi fie foarte bine. Vă spun ce spuneți. Părinte, noi am vorbit aici, însă este atâta lume, da? Nu suntem numai noi doi oameni. N-am acuzat pe nimeni. Dar de asta am zis așa și tot pentru comunitate. Dragi părinți, uitați acel om. N-a dat primăria niciodată câți bani a dat omul ăsta la biserică. Și ce-o construit pentru biserică. Și va da în continuare, să știți. Să vă gândiți la toate lucrurile și ambele tabere politice, la lucrurile benefice pentru comunitate, pentru votanții dumneavoastră. Pentru că biserica nu este nici a primarului, nu este nici a pesticului. Păi nici a mea, nici a copii, nici a comunității. Doamne, eu mă implic și strâng bani pentru biserică, de exemplu, de la cetățeni. Și cu asta încheiem. Păi lasă, am făcut 100.000 de rectificări. Ca să nu fii doar poată să poată că e de cetățeni. În sensul ăsta de a face ceva. Noi strângem. Să nu vină tot greul pe populație și cetățeni. Am 16 ani de zi în continuare aceea. Am făcut 100.000 de rectificări. Au fost hotărâri nepuse în practică cu duium. Și de asta spun, hai să le facem pe astea încet și după aceea dăm drumul și la celălalt. Dar sunt bani, doamne, echipă. Lasă-mi omul încet. Fă lucrurile să meargă. Și vreți să faceți cu acești bani de la biserică? Îi ține-vă să-mi dat în coș și cum să vedeți. Sunt blocați. Ne-am indicat. E cel mai în vârstă din Consiliu. A trecut la discuții care nu pentru ce am luat împotriva. Nu luați mi-a explicat. Ce ați putut noi, domnule? Știți ce faceți cu dumneavoastră la primar cu votul dânsului? Domnul președinte, uitați că primarul amenință un consilier pentru modul cum a votat. Ați filmat, vă rog frumos. Mulțumim frumos, ne-ați dat-o. Vă rog frumos, vă rog frumos. Nu vă păstrați că ne-a dat-o pe sală. Să murim părinții încă o dată, că vom avea în vedere și aceste. Doar atât ce face, să faceți toată inima pentru oameni, pentru oameni și să fie bine, să fie legal, să fie și pentru toți, da, și vă ajunge și la biserici. Fără discuție, fără discuție. Astfel, pentru că am venit aici, ca să vă postați. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși. Domnul Costa, numai interesul personal din pedesoare. Să știți că chiar ne rugăm. Păi ne rugăm. Ce-aia când să ne rugăm pentru Cât aveți disponibilitate, a venit și facem o slujbă aici. O mulțumire, o orică. De ce nu? Sunteți atenți. Să fie bine. Sănătate. Deci,
mergem mai departe, da? Haideți să revenim la vorbim. Haideți să ținem ședința de... Mai da, dar... Vă stăm de la 5. Domnul Mihai, asta nu a fost ședința. Păi nu a fost. Păi, da? Următorul punct, proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțărilor de nerambursare alocate de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local. Aici trebuie să vă spunem că iarăși s-a făcut treabă înmântuială. Noi n-am primit la două proiecte, n-am primit regulamentul. Niciun consilier. Deci niciun consilier n-a primit regulamentul. Prin urmare, deci uitați, mă curăț. Vă ascult. Nu, domnul președinte, nu vă justificați, domnul președinte. Și vă spun. Uitați, trei hârtii. Uitați, lipsă regulament. Supuneți. Mergem mai departe. Deci, neavând regulamentul la îndemână, nu s-a studiat, nu avem ce să aprobăm. Nu avem ce analiza. Trecem mai departe, da? Dacă cine e inițiatorul... Revin și obișnuiți. Trecem mai departe după ce supuneți aprobare. Dar asta ce se supune aprobare? Respingere. Pentru completare și pentru... Bun, dar dacă nu am avut ce să studiem, ce să analizăm dacă nu am avut ce? Deci respingere. Deci niciun... Neavând ce analizăm, supunem la vot respingerea proiectului. Cine este pentru respingerea proiectului? 13. Bun. Mai citim, mai studiem. Mulțumesc pentru precizări. Care? De asta o să vă explic de ce am venit. Nu am nicio problemă, dar nu îmi face plăcere. Avem un om aici pregătit și ne dă să... Avem regulament de funcționare. La punctul 5. Aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de liberare a acordului și avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate în domeniul public al comunii Racova, județul Bacău. Lipsă regulament. Prin urmare, supun spre aprobare respingerea acestui proiect. Cine este pentru? Respingerea proiectului. 13 vot. Deci, două proiecte cum s-au depus documentați la ele. Mergem mai departe. Deci, 5, 4, 5, 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea de vehiculelor care nu se supun matriculării cu unele reguli privind circulația acestora în comuna Racova. Domnul inițiator, dați citire expunerea de motive. Comisia economică. Expunerea de motive, nu poți să citesc domnul expunerea de motive. Nu, citesc dumneavoastră. Nu, în comisie nu răspunde Comisia economică. Juridic. Aveți de la Comisia juridică. Păi dacă spune că este aviz de la Comisia juridică, treceți mai departe și faceți expunerea de motive. Dați avizul, domnul. Comisia juridică. Da, are aviz. Deci are aviz favorabil. Citiți-l și treceți mai departe. Păi, prezentați expunerea. Expunerea de motive privind proiectul de hotărâre privind aprobarea unui regulament pentru înregistrarea, evidențierea și radierea vehiculelor care să nu se supună matriculării și unor reguli privind circulația acestora în comuna Racova. Adămând de vedere temerile legale articolul 14 alineatul 1 din ordonanța de urgență a guvernului 195 pe 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, aprobată, modificată și completată prin legea numărul 49 pe 2006, cu privire la modificările și completările ulterioare articolul 22 litera A și articolul 25 alineatul 1 din anexa numărul 1 la hotărârea de guvern numărul 1391 pe 2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare și ordonanțe de urgență a guvernului numărul 195 pe 2002 privind circulația pe drumurile publice modificată prin hotărârea guvernului numărul 56 pe 2007 ale ordinului Ministerului Administrației și Internelor numărul 1501 pe 2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării și radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe de vehicule cu completările și ulterioare, precum și ale legii numărul 52 pe 2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, vă solicit să aprobați prin hotărârea proiectului de hotărâre privind aprobarea unui regulament pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun în matriculării și unei reguli privind situația acestora în comuna Racova, anexat la prezentă. Având în vedere cele prezentate mai sus, supun Consiliul Local spre aprobare proiectului de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Discuții. Nu scrie la cuvânt. Nu sunt descris. Domnul Vicepreședinte. Legat de acest punct, este un referat de necesitate din partea doamnei Popu Daniela Nicoleta. Este în ziua de 20.06.2018. Dar nu la asta, cu asta nu cred. Păi nu cu matriculare? Da. Cu matriculare. Sau nu e cu taxă. Următorul e cu taxă. Nu e cu taxă. Am greșit eu. Mă scuzați. Da, nu am nicio problemă. De asta zic. Eu aș fi avut două întrebări. Ce se înțelege când e cu tracțiune animală, în afară de căruță, că nu spune căruță. Și pe ce drumuri circulă dacă nu, acest vehicul, dacă nu pe drumurile publice din comun, că așa spune în regulament. Și că n-are voie să circule pe drumurile publice. Nematriculat, nu. Trebuie număr. Nu zice că nu are voie să circule pe drumurile publice. Fără număr. Ați că uitați, dacă găsesc contextul, vă îl citesc.
Bun, atunci dacă nu mai sunt cuvinte, nu mai sunt luări de cuvânt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 13. Așa. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei C, punctul 2 și 3, deci aprobarea modificării anexei 3, C, 2 și 3, din HCL 1/2018, privind taxa pentru eliberarea vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de către comercian. Îl informez domnului secretar la comunicare avizul favorabil al comisiei. Deci, așa, are expunere de motive și referatul de necesitate din partea referentului. Așa. Și raportul de compartimentul de specialitate economic semnat de doamna Carmen Pau, de economist Carmen Gabriel. Acum spuneți-mi. Referatul de necesitate se învii numele doamnei Popu Daniela Nicoleta și semnat de domnul Marin într-o zi în care doamna Dani Popu nu era la serviciu. Așa se fac. Au avut două zile libere din informațiile mele. Dacă tot l-a făcut referatul domnul secretar suspendat, trebuia să-l facă direct numele lui Marin, să-l semneze Marin și erau lucrurile făcute altfel. Am înțeles. Dar, deci, să nu se mai bage sub nas anumite hârtii, că nu le bagem, că suntem dobitoși, cum ni se spune, din anumite lucrurile. Putea să semnezi pentru și nu era nicio problemă. Venea cine semnat și nu era problemă. Domnul Mihai, deci, în afară de ce am spus la ședința economică, deci sunt cetățeni care intră pe site, se documentează. Nu știu câte oară, domnule, modificăm taxele astea pentru că în momentul când au venit cu el în Consiliul Local, au fost făcute fără rost și fără cap. Și tot vine la noi, mai țineți minte de câte ori am rectificat taxele pe la gunoi, pe la alte treburi. Și tot oamenii întrebau, voi, dar văd că sar sumele la gunoi în fiecare lună. Mai mare. Pentru că dacă ar veni odată, când aprobăm taxe și impozite locale, Consiliul Local, păi, n-ar mai fi o treabă, dar noi tot modificăm taxe și impozite. Acum iar tot e o vorbă de taxe și impozite, pentru că noi am aprobat odată ceva și acum vine pentru că au intervenit comercianții, noi suntem unii erau favorizați, unii defavorizați, pentru că nu s-a făcut cu cap și nouă ni se bagă, nu toți dintre noi suntem specialiști, ni se bagă de către inițiator sub nas și aprobă Consiliul Local, cum se încearcă de fiecare dată. Că dacă îl întreb pe domnul secretar acum, nu știe nimic despre ședința asta. Absolut nimic. Secretar interimar, pardon. Nu știe nimic. Da? Dacă doriți, pot să fac o precizare. Vă faceți două, trei precizări. Aici este vorba de un singur punct. E vorba de aceeași taxă care a fost aprobată diferențiat pentru cetățenii din comună și diferențiat pentru alți cetățeni din afara comunei. Această aprobare de taxă contravine principiului acela cu discriminarea și atunci acea taxă trebuie să fie unitară atât pentru cetățenii din comună, cât și pentru cetățenii din alte... Secretarul de Mare, noi am spus că unii am favorizat și unii am defavorizat. Acum încercăm prin hotărâre de Consiliul Local să reglementăm această... Da, acum trebuie să fim corecți că și la analizarea taxei s-a mers pe fiecare taxă în parte și la un teanc așa de taxe și impozite poate să scape una și nu poți să evaluezi ca lumea. Și asta nu este o scuză, dar este posibil să ne fi scăpat atunci, la momentul analizării fiecărei taxe. Și ne-a dat seama că acea taxă trebuie să fie echilibrată și să fie la fel. Și s-a trecut. Da, asta e. Acum putem îndrepta lucrurile și o să le facem, o să le egalizăm, să nu provocăm discriminare și alte probleme. Prin urmare, v-am informat care avizul și celelalte documente puse la proiect. Eu, dacă nu mai sunt discuții, supun spre aprobare acest proiect pentru modificarea anexei C. Da? Cine este pentru?
În unanimitate. Nu, 12, când ne amintim că nu. 12, a ieșit, n-au fost aseri, vă scuzați. E ieșit până afară, gata, ce sunt. Și putem să întrebăm dacă a studiat și dacă este de acord. Dar noi la Comisia Juridică, domnul Brăițaru. Noi la Juridică, păi și nu știu dacă acceptă. Da. Păi treceți. E numai dacă n-a votat, măi, n-ai gândit, măi, nu. La Comisia, alta e. Cineva poate să... Băi, oameni buni. Votul n-ai cis chiar. Nu vota, nu vota, cis vreți să votul sunt, mă scuzați. Păi lipsit de sală, n-ai cum să-l pui că a votat. Și puteți trece, domnul Grețaru, lipsă. Și da. Bă, nu vă jucați cu foc. 12 voturi ajung pentru a trece proiectul, da? Așa. Și 8, ultimul proiect de pe ordinea de zi și apoi trecem la diversii. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență al Comunei Rahova. Aici cine a făcut? Da, dar stați un pic. Vă înțeleg, dar vreau să întreb dacă are avizul de specialitate a vreunei comisii. Expunere de motive are, da. Nu, are un referat. Da, are expunere de motive inițiat de domnul primar. Domnul primar, ce fieți expunerea de motive? La ultimul preș. La ultimul preș. Expunere de motive cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență. Având în vedere prevederile următoare acte normative, în legea numărul 481/2004 privind protecția civilă, republicată 2008, articolul 2, articolul 24, alineatul 1, articolul 27, litera C, D, articolul 34, alineatul 4, și articolul 69 alineatul 1, legea numărul 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, articolul 13 litera F, G, articolul 14 litera KM, ordonanța de urgență numărul 21 din 15.04.2004 privind sistemul național de management al situației de urgență, articolul 24 litera D. Vă rog, liniște. Necesitatea asigurării la nivel local a necesarului material și uman necesar prevenirii și gestionării situației de urgență. Propun supunerea spre aprobare de către Consiliul Local al planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situației de urgență. Aici vreau să vă spun că există și un referat, un raport de specialitate al domnului responsabil interimar, dar nu este semnătura dumneavoastră aici pusă. Uitați, nu este. Din urmare, trecem la discuții și în funcție de discuții vom vedea. Domnul Mihail, dau cuvântul domnului Mihail, primar. Dacă mai sunteți scrie la cuvânt, mă doare și gura de când tot trag cu situații urgență, situații de urgență, situații de urgență, situații de urgență. Un serviciu foarte, foarte greu și foarte important pentru comunitate. Nimic, un cui n-avem, un cui n-avem. N-am văzut acum rectificare, eram foarte, cred că săream eu aprobam toată rectificarea. Vreau și o sumă și acolo o să specific. Vreau să cumpărăm pentru situații de urgență. Asta, 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 asta. Nimic? Nimic, domnilor consilieri. Știți că nu avem o... Doamne, să mă duc să scot o apă de la o... cu motopompă, scot apă din casă la un om. De la situații de urgență. Imediat comitetul, echipa care este numărul 1, numărul 2, numărul care e trecut acolo și merge la omul ăla care plătește taxe și impozite să-i scot apa cu pompă de la situații de urgență. Nu este. Este un cui, nu este o găleată, nu este nimic. Nu avem spații destinate în caz de ceva. Unii duc eu persoanele alea să le cazez. Inundate, trebuie să-i scot să mă duc undeva, să-i cazez pe perioadă scurtă. 24, 48 de ore. Nu avem, domnilor. Dacă vedeam bani pentru o clădire, să o reabilităm, să o facem pentru situații de urgență, să cazăm o familie, două, trei, patru, câte, de ea fac o casă. Unde eu duc pe omul ăla? Nu am unde să-l duc. Vreau niște, să văd saltele, un pat, ceva, că utilit, strictul necesar să stea o familie acolo, 24 de ore sau 48 de ore. Făceam clădirea în centru grămâi. Deci nimic. Deci nimic. Da, trebuie. Plan, facem plan, plan, plan. Dar ce e, mă, dacă e rectificare și tot te lauzi că ai bani? Ce e o sumă, mă, să cumpărăm materialele astea, domnule? Nu. Bun, am spus totdeauna de planul ăsta. Plan, plan, dăm bani o grămadă la... Este o persoană, îmi pare rău, e cu lecumii, deci nu am ce să-i fac. Și vine și face planul și este o vorbă. Domnul Ingele, tot ceri bani și dă-i bani, domnul, 20 de milioane, faci un plan. Domnul Ingele, dacă tot ați luat cuvântul și înțelegeți cât de cât acest serviciu, faceți dumneavoastră o propunere. Deci,
Credeți că este bine pregătit cu acest proiect? Planul la plan, domnule, hai să vă aprobăm planul. Hai să-l aprobăm, că e plan de situație de urgență. Când vine cineva așa, bate așa. Hai să dăm o soluție. Nu știu cum l-o fac, cine. Trebuie să dăm, vă scrieți și bani. Păi, ar trebui alocat și bani, nu? Vă rog. Da. Dau cuvântul domnului Arsenic, ridicat cu mâna și tot, mă trăgea aici, era să ajung să mă legat de planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situației de urgență anul 2018. Nu știu cine l-am cocmit, dar dacă v-ați uitat pe acest plan, o să vedeți acolo, necesar și existent. Da. Dacă luăm să verificăm existentul, aici sunt numai, adică zminciuni totale. Vă dau un exemplu, motopompă aveți? Două multoponte. Scrie existent. Existent două, necesar patru. Pichete nu mai vorbim. Ce mai e aici? Furtun tip C. Adică sunt multe chestii care sunt trecute aiurea. Ori sunt copiate de undeva, dar nu se justifică. Adică nu sunt, nu există. Nimințim. Nimințim și ne ducem în eroare. Adică trebuie să facem necesar, real, ce trebuie comun. Și mi-a trecut adică trecem așa ca să fie situații de urgență, nu chiar numai stingerea incendiului. Atunci vin eu calamități naturale, propune, ca de o aeronavă, inundații, situații de urgență. Îl reportăm pentru o ședință viitoare. Să se facă un inventar corect. Deci să facă un inventar corect a ceea ce există și să treacă exact ceea ce solicită. Pentru ca să dăm un verdict corect. Și eventual și o sumă de bani alocată pentru desfășurarea activității. Domnul președinte, controlul la situații de urgență n-a găsit nimic, domnule. Și atunci dăm cuvântul domnului viceprimar și după aceea eventual și punem la vot propunerea mea. No, era de exact ce a spus dumneavoastră. Să se facă un inventar la ce există, pentru că domnul Lucaș tot a spus că are, dar eu nu am văzut tot din ce a declarat domnul Lucaș. Și vedem în funcție de ce este, achiziționăm restul. Atunci eu supun spre aprobare amânarea analizei proiectului pentru o ședință ulterioară. Cine este pentru? Se amână pentru o ședință. Așa, acum. Facem înscrierile la diverse. Vreți să vă dau cuvântul dumneavoastră? Dacă și după aia trecem la diverse. Vă rog, ca să nu vă țin. Poate dumneavoastră vreți să vă inoportunez. Vă rog. În primul rând v-am promis că vă explic de ce mă aflu astăzi la dumneavoastră și în contextul acesta vreau să vă aduc la cunoștință și câteva aspecte care le-am constatat la nivelul instituției prefectului vis-a-vis de activitatea administrației publice și a organelor autorităților publice de la nivelul 1. La nivelul instituției prefectului, ca și la Consiliul Județean, au apărut tot felul de informări vis-a-vis de nelegalitate, vis-a-vis de necolaborare, vis-a-vis de obstrucționare, vis-a-vis de câte și mai câte care au rezultat din aceste informări venite pe diferite surse. În contextul atribuțiilor prefectului, controlul de legalitate s-a produs atât asupra actelor emise de primar, cât și a hotărârilor de Consiliul Local și prin nota de constatare a cărei concluzii le-a prezentat astăzi în ședință domnul președinte, rezultă că la nivelul comunii lucrurile nu merg foarte bine. Sau nu prea merg, din păcate. Și atunci, trăgând o linie și vreau să fac precizarea că probabil vă așteptați că astăzi venit din partea prefectului să adresez anumite critici sau anumite observații care sunt legate de modul în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea. Dar cunoscând principialitatea și legalitatea colaborării cu administrațiile publice locale, mă rezum la principiul nesubordonării autorităților locale sau autonomiei locale. Și ați văzut că, și sper că ați apreciat că am fost disciplinat, m-am subordonat președintelui de ședință vis-a-vis de a nu interveni, decât acolo când am observat această scăpare privind punerea la aprobare a proiectelor de hotărâri, indiferent dacă avizul este pozitiv sau nu, se retrage de pe ordinea de zi un proiect fără să treacă prin vot. Și aici am pus câteva aspecte. Problemele
majore ale activității administrației publice de la nivelul Comunei Rahova sunt legate de legalitate, principialitate și procedurale. Dacă dumneavoastră, pe toată discuția de astăzi, ați fi avut un program de dezvoltare, o strategie de dezvoltare a comunei, unde obiectivele erau foarte clare, urmarea consultării cu cetățenii. Dacă aveați un program de gospodărire a localității pentru anul acesta. Nu este. Eu vă spun că e atributul dumneavoastră. Nu, aveți o semnătură pe document. Dar nu vă mai rupe, vă rog, nu, deci este atributul dumneavoastră al Consiliului Local de a-l aproba. Asta e altceva. De a-l aproba? De a-l aproba. Ați ridicat problema Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Aici vreau să vă spun că este direct subordonat Consiliului Local. Comitetul Local pentru Situații de Urgență, președinte este primar. Dar Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență este subordonat Consiliului Local. Bine. Și în contextul ăsta trebuie analizată activitatea. Ați ridicat bine inventarierea, probabil, de primarul dispoziție, comisia de inventariere și să face inventarierea funcție de care stabiliți ce e necesar. Procedural, cum stabiliți? Știți că aveți la pe fiecare tip de risc planuri de apărare? Știm. Bun. Și acolo dă și ce e nevoie în situația producerii unui risc sau altuia. Fie că e inundație, fie că e cutremur, fie că e alunecare de teren. Și cu asta. Acolo aveți stabilit un necesar și ăla e stabilit cum o fi stabilit. Dar ăla trebuie luat în considerație și de acolo cât considerați în etapa 1, a 2, a 3, funcție de fonduri stabiliți. De asta am spus că e și problema procedurală. Știți? Da, și mai mult de atâta nu vreau să spun. Deci problematica aceasta trebuie luată în considerație privind legalitatea. Principialitatea, nesubordonarea primar Consiliul Local. Și invers. Principialitatea privind fundamentarea. Și aici vă dau doar un exemplu vis-a-vis de proiectele de care le discutați. Ce înseamnă fundamentare? Necesitate, oportunitate, fezabilitate. Care etapele am parcurs? Unde am ajuns? Și rezultat și din ceea ce a prezentat doamna doctor și din ceea ce astea, că se fac propuneri împușcate, cu ghilimele de rigoare. Și atunci lucrurile n-au cum să ducă într-o direcție bună pentru a satisface așteptările cetățenilor care v-au votat. Și eu nu vreau să discut mai mult, deci mi-am format o părere vis-a-vis de toate discuțiile la care au ajuns la nivelul instituției prefectului. Aici sunt cele trei probleme care stau în mâna dumneavoastră să le vă puneți de acord pe ele și cu responsabilitatea și obligațiile care le aveți date prin lege să reușiți să le gestionați cu responsabilitate. Și vă mulțumesc pentru noi. Și noi vă mulțumim. Și vă doresc o zi bună. Vă rog, doamnă. Dacă vreți să mai rămâneți, pentru că am și o problemuță, vă rog din tot sufletul să rămâne, da? Vă rog. Mihai. Vă ascult. A, dar nu, dar să se termine, tăi situația. Nu, vă dăm cuvântul dumneavoastră. Noi deja am intrat la Și apropo de ce a ridicat doamna doctor vis-a-vis de proiectele pentru sănătate, sunt anumite norme care trebuiesc respectate de proiectant în primul rând. Și nu orice proiectant care face, proiectează drumuri sau clădiri, poate să proiecteze un dispensar sau un spital. Corect. Domnul Gără, eu mai fac o simplu precizare și vă aduc oricând doriți dumneavoastră, pentru că eu țin toate materialele de ședință. Da. Vă aduc proiectul care a venit prima dată spre analiză, dezbatere și aprobare în Consiliul Local, când s-a venit prima dată prima sumă spre aprobare, anul trecut. Da. Și dacă dumneavoastră îi dați girul, eu fac tot ce se poate ca să reabilităm acel dispensar. În sensul că era plinia publicuiță, se vorbea de era amestecată școală cu dispensar, cu grădiniță, cu apă trasă la grădiniță, cu canalizare, nu știu ce, tot la grădiniță. Eu vi-l arat, deci eu, da, dacă vreți, vin personal și vi-l arat. Că nu, deci eu vă arat pe ea. Dar n-am calitate să mă pronunț pe ea. Nu, doar v-am spus, doar v-am spus. Nu fac greșeala să mă bag în probleme care nu am competență. Nu, am înțeles, dar nu putem să aprobăm
un lucru care n-are nicio treabă cu elementul în sine. Că nu suntem legați la ochi. De ridicat mâna este ușor. Da, mă scuzați, nu, că am preluat... Poftiți, doamna doctor, vă rog. Deci eu în Rapova sunt de 18 ani. Mai un pic mai devreme de când a ajuns domnul primar, un pic mai așa, că chiar în ochiul din mine. Deci de când este dumneavoastră la fruntea Rapovei. Cabinetul în care funcționează actualmente și care a funcționat de prima dată este o clădire construită de Consiliul Județean în 1986. În 2005 a fost ordonanța de urgență 110, în care se specifica că anumite spații, dacă este de acord Consiliul Local, se va fi predat medicilor care funcționează în acel spațiu. Acea ordonanță de urgență, la un moment dat, a fost suspendată, a venit o lege în 2006, primăria mi-a făcut conform aprobării Consiliului Local act de vânzare-cumpărare, în care acum, foarte târziu, am constatat că de fapt și de drept. Am achitat, deci din 2005 în 2011 am achitat o spațiu conform actului de vânzare-cumpărare. Actul de vânzare-cumpărare cuprinde niște falsuri în acte, pentru simplu motiv că acel spațiu nu aparține de fapt domeniului privat al României. Deci mi s-a vândut de fapt și de drept un spațiu... Nici m-am lămurit. Deci e clar că el trebuie anulat contractul prin instanță. Da. Vă cereți despăgubirile înapoi. Da. Și el revine patrimoniului public care nu poate fi decât închiriat sau concesionat. Dar au fost ședințe, ce vreau să vă spun, deci au fost ședințe ale Consiliului Local prin care au aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat. Acele acte nu au fost duse mai departe, că au fost la prefectură, la colegii dumneavoastră și de asta sunt cu Trebuia proiect de hotărâre de guvern, că numai guvernul decide asupra trecerii din domeniul da. Public da, în domeniul da, privat. Dar actele de la primărie, asta am spus, că angajații primăriei la în momentul respectiv nu au dus mai departe actele către București. Asta e toată chestia urâtă. Motiv pentru care, dacă treaba asta știa că nu este adevărată, deci de ce banii care au fost ratele lunare mi-au fost achitate în continuare? Deci eu am achitat la primărie și au fost luate. Pentru ce? Nu știu. Înțeles. Plus, altă problemă. Numai instanții trebuie să vadă astea. Pentru recuperarea sumelor, revine în patrimoniul Consiliului Local în domeniul public spațiu da. Și ulterior concesionare. Și asta înseamnă că după câți ani? Din 2005 în 2011, după 13 ani s-a realizat și de fapt și de drept că acest lucru a fost un fals? Eu, da, acum am constatat. Acum mi-ați spus de el, acum am constatat. Și atunci de ce toate hotărârile Consiliului Local înseamnă că au fost nule? Că pe baza hotărârii Consiliului Local s-a luat sunt curios, dacă această hotărâre a Consiliului Local de la timpul da, din 2005. Acum mi-ați mai ridicat o problemă pentru da? Instituția prefectului. Cine a făcut controlul de legalitate la noi? Același răspuns m-am primit la prefectură. Da. Deci hotărârea noastră a fost legală, nu a fost făcut controlul de legalitate. Hotărârea a fost nu, nu a fost legală. Nu, stați așa, în 2007, că ai zis că eram președinte de ședință, așa. Am dat o hotărâre din domeniul public, conform legii care era în vigoare. Nu aveați competență. Nu, stați un pic, era da. O lege în vigoare, am făcut-o conform da, legii în vigoare atunci. Bun. În 2008 a venit asta, hotărârea Curții Constituționale, după motivație, așa, dar nu a făcut retroactiv. Ci e înainte, dar imediat a venit guvernul 98, cu ordonanța de urgență, 98, cu ordonanța de urgență imediat și-a specificat exact cum se procedează de la data intrării în vigoarea hotărârii Curții Constituționale, deci spre viitor. Toți medicii și toate consiliile locale, cum am trăsat la celălalt consiliu, au procedat legal, după aceea. Da. Deci, dar s-au spus medicilor, numai așa puteți, așa. Dar vinia Consiliului Local cu hotărârea din 2005, s-o anulez, nu anulați, nu. Domnul Gură, înseamnă că ați făcut control aici, la primărie. Deci nu, dar n-am mers pe gaz. Deci, pe știți ce a zis domnul Chiriac de la dumneavoastră, care e un jurist deosebit? Știți ce a zis? Domnule, cum s-a anulat o hotărâre în 2005? Și la cine a dat control de legalitate pe ea? Și nu era, că are trei ani. Trebuie să se caute. De când e? De trei ani. Acum văd că nu se mai întâmplă.
Nu, dar acum, pentru ieșirea din situație, da, asta trebuie să faceți, să vă recuperați. Eu, după ce am dat upgrade, deci am achitat, da, conform legii, conform contractului, eu trebuie să mă duc acum în instanță, să-i pun, în, cum să zic, într-o postură destul de ciudată pe cei din Consiliul Local, dar pentru că ei mi-au aprobat. Nu-i vina lor. Nu-i vina lor. Nu-i vina lor. Cei care nu au pus în aplicare, doamne. Da, cei care nu au pus în aplicare, da, contează cel mai mult. Da. Și acum eu să iau, bine mersi, banii înapoi, toate investițiile care am făcut în cabinet, cred că se vor scădea. Se face evaluarea lor. Da, dar la prețul, cum să zic, la valorile după 10 ani. Și evaluarea care a fost făcută atunci, în 2005, specifica la un moment dat că este după, deci acea clădire este, aparține teritoriului, a proprietății private a primăriei. Pe baza actelor depuse de primărie, deci negru pe alb, deci mie actele astea, foarte mult am căutat să le iau de la primărie. Nu mi s-au dat. De bea acum, acum a reușit mai e să o le fac. Posibilitate. Spuneți. Verificăm, Curtea de Conturi a prins în controlul de fond aspectul acesta? Nu, nu cred. Nu e prins. Am verificat. Și atunci, pasul 2, știți care ar fi? Care? De făcut un demers la Ministerul Finanțelor, care ține evidența domeniului privat, public, scuzați-mă, da, al statului, da, dacă clădirea cu numărul cadastral, codul financiar și ce date de identificare mai are, se află sau nu în patrimoniul public al statului și administrarea Consiliului Local Rapid. Eu am fost la prefectură, la Consiliul Județean și nu este în... Deci am fost la Consiliul de Finanțe, deci nu aparține, deci actele deci, nu au fost duse mai departe spre București. Deci aici Ministerul Finanțelor răspunde. Patrimoniul public este în gestiunea Ministerului de Finanțe. Datele de identificare fiscală a imobilului și primiți răspuns. Dacă nu este în patrimoniu public să primiți acest răspuns, contractul rămâne valabil. Auziți, nu are cum să ajungă la Ministerul de Finanțe. Dacă noi nu avem inventarierea domeniului, deci patrimoniului public al omului, nu mai avem inventarierea făcută, domnule. Cum să știm ce avem și ce nu avem? Ca să trimitem la Ministerul de Finanțe. E o deficiență. Și știți că mă doare gura. Deficiență. Mă doare gura să spun tot treaba asta. Și după lege, patrimoniul se inventariază anual. Da, aici asta ai scris la Curtea de Conturi. Se lucrează la el, este formată comisia, dar ce vreau să spun? Da, da, din domeniul privat, în domeniul public, se poate trece și acum, dacă vreți. Se poate, dar prin hotărâre de guvern. Da, dar trimiteți actele. Din 2017, vedeți tot așa de la prefectură, hârtiuța s-a anulat din cauza domnului secretar, că vezi, doamne, i s-a anulat acea hotărâre prin care... Deși acolo, în adresa prefectului, se cerea doar reanalizarea... Reanalizarea, nu o anulat. Deci reanalizarea trebuie să fie anulat. Prefectura a procedat perfect. O să reanalizați. Haideți să lăsăm doamna doctor, să te... Dacă vrea, mai aveți doamna... V-am spus care ar putea fi și variantele de... Tot pentru domnul Gură, ca să... Nu, bun. Domnul Dureș, eu dau o fișă de făcut ăsta. Aici o întrebare scurtă. Pentru că este articolul respectiv din legea 66 aliniatul 1, referitor la numirea unui consilier personal de către primar, este ambiguă. În sensul că, și vă citesc, primarii comunelor pot înființa în limita numărului maxim de posturi aprobate. Cine aprobă aceste posturi? Consiliul Local. Consiliul Local, da? Bun. Odată. Da, mulțumesc. Odată. Da, mulțumesc. Iar organigrama aprobată de Consiliul Local nu este se supune aprobării ANFP-ului pentru funcțiile publice din cadrul aparatului. Eu vă mulțumesc pentru clămurire, pentru... Domnul președinte, tot aici cu domnul Hură, că avem acum multe pe așa. Bine, eu am... Da. Deci, tu ai dat din legea respectivă, da? 205, articolul 66, spune clar, poate înființa în limita numărului de posturi aprobate de Consiliul Local. După care, ce spune 153? Trebuie să-i faci salarul. Salarul se aprobă prin hotărâri de Consiliul Local, salarul de bază, care se compune din 1900, înmulțit cu coeficientul. Nu poți să-l plătești dacă nu ai bugetar. Da. În postura de consilier personal, da, aici eu văd și o altă încălcare. Aceea că el este funcționar public de conducere, da, cu funcție de conducere, este secretarul comunei și putea fi trecut doar pe o funcție publică vacantă. Corect.
Pentru că dacă vreți să mă uitați, domnul Hură, hotărârea. Hotărârea instanței. Și vă aduc și motivația, nu mai poate ocupa funcții publice. Definitiv. Nu știu, încă e pe rolul instanței, nu e definitiv. Nu, este definitivă, definitivă la curtea de apel. Eu am vrut să vă spun. Am văzut documentele la dumneavoastră, vă precizez faptul că noi nu avem postul aprobat în Consiliul Local, nu este prevăzut în organigramă. Am înțeles. Și iar organigrama nu este aprobată de ANFP. Iar noi cerem acum, oficial cerem, demararea procedurii, noi trebuie secretar pe post. Și care e procedura? Concurs. Trimitem la ANFP, frumos, concurs tot, sau că asta din curând muncii. Da. Deci, da. Ideea avem nevoie. Da. Este dată dispoziția primarului de încertare a activității? Da, da. Ca secretar? Da. E un prim pas. S-a făcut aprobarea organigramei și trimiterea către ANFP a solicitării de organizare. Nu, că ați dat-o ca sarcină de îndeplinire. Și scris ați dat-o ca sarcină de îndeplinire. Și nu s-a îndeplinit. Este, doamna Vindavință. Este. Unde ați venit? Unde? Unde? Ați discutat în Consiliu. Când ați discutat în Consiliu? Domnul primar, nu mai minți omul ăla. Vă cunoașteți atâta timp, domnule. Și cu ce impresie vreau să vă statul de funcție, nu l-ați... Nu ați venit. Doamne, vă mai vine și un contract. Aducem proiectul. Și să mințim noi față de mine. Ce să nu vă mințim? Nu e chestie de a minți. Chestie de neștiință, poate eu. Nu, dar neștiința asta... Nu cred că persoana respectivă nu cunoaște. Dacă ar cunoaște, cred că ar ști. Da. Dacă ar cunoaște, cred. O altă discuție. Gata. Mulțumesc, domnule. Da. Mulțumesc, domnule. Deci am clarificat o treabă și mulțumesc tare mult. Bine. Mulțumesc tare mult. Ești domn primar, din punctul ăsta de vedere, vă rog, o zi bună, la revedere. Vă rog să vă gândiți cum vă rețineți consiliorul personal, pentru că nu aveți post bugetat, nu aveți buget pentru ăsta și plus că ați făcut salariul. De ce v-ați gândit așa de față cu preotul? Vă spun, vorbim acum între noi. Nu, vă rog frumos. Suntem la diversii. Pun și eu o problemă. Pun o problemă. Între eu pun întrebarea dumneavoastră dacă vreți să vă mi-o răspunzi, dacă nu. Dar eu vă pun întrebarea. Pentru că sunteți aici, profit de faptul că sunteți aici, mă bucur că sunteți aici. La ultima ședință ați lipsit, la două ședințe consecutive ați plecat de la diversii. V-ați ridicat din ședință și ați plecat. Cum să aducem noi la cunoștință? Asta e prima întrebare. Cum putem să aducem la cunoștința dumneavoastră, ca edil principal, și noi venim cu problemele de consiliu, de consilieri din teritoriu, de la cetățeni și vine în păi și, cerăm, și să ne adunăm și să vedem cum putem rezolva aceste probleme, dacă dumneavoastră de la cel mai important capitol al ședinței plecați din ședință. Unu, asta a fost prima întrebare. A doua este cum de azi v-ați gândit sau de ce nu v-ați gândit când ați alocat bănuți pentru biserică să nu vă angajați consilier personal, ci acei bănuți lună de lună, gândiți-vă că e 6.600 de lei lunar. 6.600 de lei lunar. Da? Faceți un calcul, într-un an de zile este 7.920 de lei. În 79.200. 79.200. Ce făceați, ce puteți face cu banii aia? Îi dădeați la biserici, da? Țineți consilier personal. Ce, care, eu vă solicit la acum și vă fac în scris. Da, da, e consiliul local, este la tribunal. Deci, eu vă solicit acum și vă fac și în scris, că știu că niciodată nu dați curs solicitărilor noastre. Așa, vă fac în scris. Dar vă spun că să pregătiți fișa postului. Da, fișa postului și o să aduceți în subiectul ședință. Fișa postului, salariul din încadrare, cu ce salariul l-ați încadrat și să vedem și noi ce atribuțiuni are în cadrul și cine va aproba postul. Și cine va aproba postul? Cu ce aproba salariul? Păi salarul, salarul cu decizia, decizia și așa mai departe. Da? Decizie, decizie. Vă fac scris, vă fac scris. Să avem așa. Deci cu asta am terminat. Să zicem, eu aș mai avea, dacă toți suntem la diversi și am început, vă rog, hai, vă dau eu dumneavoastră. Mă abțin eu și... Mă scuzați și vă mulțumesc. Vreau să spun că sunt foarte, foarte indignată pe reacția domnului primar. Față de cine? De angajații mei. Deci, cabinetul medical are 4 angajați. Dacă nu știe cu mine, sunt a 5-a, dar eu sunt cică puternică și angajator. Da. Ce se întâmplă? Deci, în condițiile în care se întâlnește cu persoanele de la mine angajate, cu două dintre persoane, folosește niște apelative la adresa mea foarte, foarte apelative. Da? Deci, eu nu sunt aia. Doamna doctor, aduceți-le de față. Am scris. Nu sunt nici aia, că nici pe aia care e la malul, care stă pe drumul, nu e o aia, e tot o femeie. E chestia de respect de femeie. Iar celălalt domn, secretarul, a putut să urle la mine în telefon pentru simplu motiv că am cerut o părere.
și a început să țipe. Deci chestiile astea, chestiile astea depind de aia 7 ani de acasă. Bun, dar cu dumneavoastră, da. Da, vi-l aduc și vreți. Da, vi-l aduc ca să vedeți care... La una din discuții am asistat eu, la Ion Borcea în curte. Exact. Și niciodată, niciodată nu... Eram acolo. Deci nu este frumos. Din porugăminte mare, să-mi dați și mie, vă rog frumos, copie pe un CD la toată ședința de tura trecută, ca să nu iau de pe internet, pentru că vreau să mă duc la Comisia de Disciplină ca să-i mai dau domnului, pentru că tot ce am discutat eu și ședința trecută a fost ultra interpretată și ești o varză. E efectiv o varză aici, că una a spus eu, alta a scris acolo, ceea ce nu mi se pare. Și față de dumneavoastră, cât am stat acolo la ședință, a fost o chestie așa, care el a scris într-un fel, dumneavoastră a discutat cu totul altfel. Păi de asta că noi am făcut, ați văzut contestații și observațiile și le vom depune, deci lucrurile nu vor rămâne așa, le vom depune contestația respectivă cu număr de înregistrare, o vom depune cu proiect, cu procesul care dumnealui l-a redactat și l-a pus pe site, a avut inspirația proastă să-l pună pe site și să-l dea la control, pentru că noi avem filmarea ședinței, rezultă clar când și-a închis și-a plântit agenda și a zis că domnule ședința asta l-a sfârșit, se ridică din ședință și pleacă. Nu i-a dat nimeni, președintele de ședință n-a închis ședința, președintele de ședință n-a dat voie să zice... Și la legislație, cum se întâmplă, că asta nu, adică chiar nu mă interesa pe mine, era chestia de așa. Dar oricum cei 7 ani de casă trebuie să fie puși în valoare, întotdeauna. Vă mulțumesc, doamna. Și veniți oricând, suntem de oricând în ședință și... La diverse, m-am înștept, vă rog, termin. Eu vreau să vă spun în felul următor. Ca între colegi, ideea, rugămintea mea la dumneavoastră, ca să ne înscriem în acele termene, normal știți care era termenul de prezentare a raportului 30-a 6-a. Deci până pe data de 30-a 6-a trebuie să ne prezentăm rapoartele. Eu vorbesc colegial cu dumneavoastră, nu că am făcut eu raportul, eu mi l-am depus în fiecare an, să știți, și în termen, dar ideea este următoarea, pentru a nu da apă la moară cuiva, pentru că noi în tot controlul avem doar două deficiențe, să știți și dumneavoastră. Consiliul Local are doar două deficiențe. Neprezentarea raportului, dar asta nu era neapărat pentru că avea termen până pe 30-a 6-a, și programul de audiențe. Eu mi-am făcut și program de audiențe, mi-am făcut și raportul, dacă vreți eu vi-l citesc, fără niciun fel de reținere, cu cea mai plăcere îl citesc. Dacă nu, fiecare să vină să-și facă raportul, să-l ducă la, să-l înregistreze de anumări din registrare. Domnul președinte, că sunteți la rapoarte. Păi nu, eu mi-am depus raportul, că acolo scrie pe 2017, da? Da, pe 2017. Păi și eu mi-am depus raportul la primărie pe 2017. Foarte bine. Uite, și-a depus. Nu v-ați depus? Păi asta ce se va fac, nu? S-a înregistrat, v-am depus. Dacă v-ați depus, nu mai puțin. Dacă, hai să facem, să revenim la numără. Era doamna secretară de cei care și le-au depus, nu e nicio problemă. Probabil a constatat că o parte nu le-a depus și a făcut mențiunea că nu s-a depus. Eu mi-am făcut și program de audiențe, gândiți-vă și dumneavoastră la o zi care o să o puneți pe lună ca și program de audiențe și cu asta mergem mai departe. O întrebare, că doamna pleacă domnul primar. Dar nu pleacă, trebuie să stea să vorbim. De ce de pe data de 13.04.2018 se face ședință pe data de 28.07.2018? Ok, atunci nu se vă răspundeți. Aaa, domn primar, dar domnul primar, vă rog, nu, vă rog așa să le răspundeți la oameni din Crâșmi, notați și îmi dați mie la... Nu, îmi pare rău, nu sunteți, deci nu, asta nu înseamnă, nu sunteți colaboratori, deci hai să vorbim, dacă venim aici, eu v-am zis, puneți-mi orice întrebare și vă răspund. Să termin și eu aici. Vă rog. Faceți-o acum... Trebuia să vă rescrieți la cum. Da, v-am scris. Da? V-am scris. Bun. Am zis la diverse și m-am scris prim. Bine, mulțumesc. Așa. Îi bumbăcită populația cu plicuri recomandate, domnule. Iar consilierii primesc, între ghilimele, așa, scrisori de dragoste. De la domnul suspendat, semnate de domn primar. Domn primar nu a fost în ședință. Nu are ce să știe ce s-a discutat. Și scrisori de amenințare. Amenințare. Așa. Trimite, fără nicio noimă, acasă la oameni. Chiar dacă n-au datorii. Chiar dacă au datorii. Spune că proiecte, valeu, transparență. Știți Consiliul Local ceva de gaz? E a doua oară când se trage gazul. Primim hârtie acasă. Unii primim, unii nu primim. Ci că dă eu onul sau nu știu cine e 50%. Dar 50% cine trebuie să dea în tot Consiliul Local? Dar Consiliul Local nu știe nimic. Deci ca să vedeți, deci tot noi suntem de vină, domnule. Deci văd că vă uitați la mine așa. N-ați primit acasă hârtii? N-ați primit. Foarte bine. Nici să nu primiți, mă. Recomandate toate. Atâția bani dăm pire.
Pune-mă șoferul, dă-i domn Brazne, hârtii să-l ducă să-l răspădească încolo. Ce tot a recomandat să facă burta mare poșta română. Dacă nu este benzină... Dar nu e angajat, mă, ci doar nu are... O altă chestie... Așa, ca să vedeți. Deci tot noi suntem răi, că nu facem nici ședință. Nu facem ședințele, domnule. Deci tot noi suntem de vină. Păi cum să aduci la timp măsurile dacă nu se fac ședințele în termen? Dar eu rog pe domnul Gârbea să propună de dizolvarea Consiliului Local, dacă după atâția ani de consilier nu știi cum să dizolvă Consiliul Local. Ce să? Dacă sunt degeaba aici, numai să ne negăm. Am fost... Nu intram pe deci am... Dar eu nu intru cu nimeni. Să-și, toată lumea să știe, eu nu vorbesc cu secretar, nu vorbesc cu nimeni, eu vorbesc cu inițiatorul de proiect. Așa scrie cartea. Așa. Am fost atunci, după ploile alea puternice, abia aștept să ajung acasă atunci. Dezastru în comună. Știți că ați fost martori, că am fost peste tot. Ilieș, Gravăi, Racva, Plescana, peste tot. A fost un dezastru. Nimic nu s-a întâmplat. Astăzi, sunt curios că eram aici după furtuna asta. Dar sunt curios să mă duc acasă să văd iar acum. Cât, domnule, de câte ori să mai fiu inundat? De câte ori eu plătesc lucrări pe terenul ăla? Acum știți ce fac? Mă duc și fac firmă și deschid balastierul. Că balastul care l-am plătit noi cu ăla, l-a dus pe ogor la mine. Corect, ce tu? N-a luat roșu să aibă balastul. Păi ți-l aduce roșu înapoi dacă ți l-a luat. Alte, stimați invitați, stimați consilieri, ați mai văzut-o undeva, primarul cu mașina și cu scara punea becuri așa la persoanele care vrea dânsul așa, că doar așa, că doar au cumpărat becuri din banii dânsului. Deci ni semnează recepția. Avem poze. Prima lucru cu scara, domnule, și punea becuri, domnule. Dar punea becuri la ori, la cine vroia, nu că, dacă o iei de la un cap la altul. Bine că pune tot. Păi, eu mulțumesc, domnule. Vă pun din banul dumneavoastră? Eu stau cu referatul din decembrie. Auziți, dumneavoastră, domnul Lazar, vă scuzați că intervie. Știți cum? Dumneavoastră sunteți că ăla. Lasă-mă, dacă au făcut ceva, poți să pune de la... Nu chiar așa. Nu chiar așa. Nu-ți prăbușoare pe dacă pune, nu-i bun. Dacă nu pune, nu-i bun. Dar firmă autorizată să spună toată lumea, nu. Eu vă întreb altfel, legalitate. Da, trebuie o firmă pentru câteva bine. De ce mă chemiți pe dumneavoastră, domnule, spuneți? Dar cine-i gospodarul satului? Mână pe bună, domnul Tinu. Cine-i gospodarul afară? Ați aprobat un litru de benzină și motorină? Ce n-am aprobat? Benzină? Vă rog frumos ca să înțeleagă ce spuneți, vă rog să puneți și mașina primării, ce n-are benzină? Domnul Tinu, vă rog frumos, vă promit că n-am aprobat nimic benzină? Am terminat. Bun, păi scrieți-mi încetați cuvântul ca să nu e mai departe. Îmi scrie la cuvânt, domnul... Hai, domnul, termină dumneavoastră și cuvântul domnului. De ce spuneți că nu am dreptate, domn primar? În 2010 s-a cumpărat o motoconsultoare, care am mers eu cu Vasilică Rusu și am cumpărat-o de la Bacău, de la Practică. Am lucrat câtva timp cu ea, cât am avut benzină din banii mei, după care a serut-o și a rămas acasă, cred și-a cu tot acolo la dumneavoastră. Corect. Ceea ce cum ați procedat cu mine, când m-ați lăsat să lucrez, 4 ani de zile cât am fost viceprimar, așa procedați și cu domnul Apetri. Același lucru. Nu lăsați pe om să-și facă treaba, ca să nu promoveze, probabil. Asta e părerea mea. O să vă da. Lăsați-mă să mai spun despre ce este vorba. Da. Este frânat din toate punctele de vedere, și el și ceilalți care vor să facă ceva. Cum se poate așa ceva să nu fie benzină 10 litri măcar să-i dați unui om să poată să lucreze? Stă cu motocositoarele în magazin și atâta impertinență? Păi sunteți un sabotor al comunii, nu vă supărați. Ba da, sunteți de 18 ani de zile sabotori, nu sunteți altceva. Dacă erați un primar, se vedea ceva în urma dumneavoastră. Se vedea ceva în urma dumneavoastră. Ați fost primar, domnul Chiruță. Poftim? Ați fost domnul Michiruță. Da, am fost și ce n-am făcut? Nu vă impus nimeni să nu faceți. Am făcut pe propria mea răspundere și cu banii mei și cu mașina care am venit cu ea de acasă. M-am angajat cu tot cu mașină eu aici. Okay. Da. Asta am făcut. Și am făcut din inițiativele mele și după ce făceam, venea în urma mea și spunea că eu l-am pus. Cu ce m-ai pus dumneavoastră? Cu banii dumneavoastră sau cu banii mei făceam? Da, toți banii care am câștigat, mă lăsați să vorbesc, nu mă bag pe dumneavoastră. Așa. Vă pun întrebări pe atâtea lucrări am făcut singur și am răspuns de lucrări după care ați venit și v-ați băgat cu picioarele munca mea. Să vă fie rușine. Și magazia din spate, în halul care era, îmi pare rău că n-a făcut o poză, s-a arătat ce era și ce am făcut și m-am ocupat singur, absolut, fără ajutorul dumneavoastră, decât cu pedici, decât cu pedici. 8.000 de lei, mi s-a plătit scândura. Nu mi s-a plătit nimic, este o firmă. Să-ți fie rușine, că nu-i pe numele meu. Eu am factură. Este contabilitate. Am factură. Lăsați-o să
Eu am acte, domnule, eu am acte de la cine a luat marfa. Păi cum din tine participat? Să-ți fie rușine dumitare când dumitare nici eu. Acum merg în 5 minute acasă și aduc actele care dovedesc că m-am apucat de lucrare. M-am rugat de oameni și au venit cu tractoare și am făcut curat aici, am escavat și m-am apucat de lucrare de jos până sus și am rezolvat-o. În momentul când s-o te încuim, ei băgat pe alții ai dumitare ca să te încuiască lucrarea, să o finalizezi, cum ai făcut și la Lescana după ce am făcut clădirea aia acolo, după ce am făcut casa praznicală, tot eu m-am ocupat. Da, de jos la Temilin și am făcut ceva. În urma mea, dacă are cineva ochi, poate vedea ce am putut să fac în 4 ani de zile, dar în urma dumitale ce pot să vadă? Ce pot să vadă? Numai bârfă și familii distruse din cauza dumneavoastră și mergeți pe drum și vă plângeți că consilierii de la PNL și de la PRM nu vă lasă să faceți ceva. Ați avut 16 ani de zile care nu ați avut consilier decât din partea dumneavoastră. Și de ce n-ați făcut ceva? În 2 ani nu puteți din cauza noastră să vă fie rușine. Sunteți aici că vă place funcția și banii. Altceva nu pot să vă mai spun. Păcat. Păcat de comuna asta, că nu-și merită soarta în felul ăsta. Păcat. Mulțumesc, domnule. Așa. Domnul viceprimar. Da, să o luăm cu începutul. Luați-o cu cifre. Da. Vreau să vă arăt și la cameră plicul meu de ședință. Da, vreau să spun și eu. La peșterea e Catalin Ionel, fără nimic. Aici e domnul secretar. Că care secretar? E suspendat. Suspendat. Așa, de obicei scria consilier, scria ceva, n-am fine, nu e o problemă. Da, dar așa. Acum scris așa, asta e scrisul meu. Asta e scrisul meu, pe, că e cu pixul și scrisul meu, luați-l și repeteți. Așa, nu mai vorbim că... Nu la toată lumea, domnul de referență, a fost doar... Nu mai vorbim că de ce este implic... Afinități, de ce este implic, sunt diferențe. La noi sunt anumite materiale, la ceilalți sunt alte materiale. Toate materialele de ședință au fost făcute de domnul suspendat, prin dispoziția primarului din... 5 iunie 2018, dar el este suspendat cu 1 iunie 2018. După ședința Consiliului Local, ultima, și până astăzi am primit mai multe adrese din partea suspendatului, semnate de domnul primar, cu o grămadă de greșeli de ortografie, articole de legi care nu au nicio legătură cu adresele, articole abrogate, le pot arăta celor interesați, prin care mi se sugerează să mă potolesc și ca consilier local și ca viceprimar. Că altfel vor fi sezizate organele abilitate. Nu înțeleg la ce organe se referă. Așa, eu pot să fiu sancționat doar de Consiliul Local, cei care mi-au acordat votul de încredere. Mi se transmite pe la Cârcium că degeaba ce iar prin referate să facem ceva prin comună, că oricum nu se vor aproba ca să nu mă afirm eu prin comună și să rezulte că vreau să fac ceva. Aici vă dau un exemplu. Aștept din decembrie o firmă autorizată, domnul Lazar, care să schimbi 50 de becuri. Și domnul primar e electrician. O luat 2 de pe drum, s-a dus la apucat și o schimba becuri în odorii dânsul. Asta e procedura. Așa. Sunt invitat mereu să fac treabă, că dacă să mă duc acasă, când plătești salarul, fără ca să mi se răspundă la solicitările făcute prin referati, fără să semneze contractele de prestări servicii, ca să pot interveni, așa, și să mai pot adăuga multi. Vă aduc aminte că sunt 18 ani și 4 viceprimari cu care nu v-ați înțeles, domnul Vlad Toadea. Propunerile noastre din partea grupului nu sunt niciodată luate în calcul, indiferent la ce se referă el. Orice inițiativă trebuie să vină doar din partea dânsului, iar noi trebuie să stăm ca păpușile, cu mâinile pe sus. Mai nou, domnul consilier Vlad Vasile a început să facă referate, în calitate de consilier. Nu se poate așa ceva. Referatele le fac compartimentele din cadrul primăriei. Referatul domnului consilier Vlad a fost aprobat imediat și ale mele așteaptă, am 112 referate în 2 ani. Și am eu așteaptă. Mai mult, a făcut și anexă la referat și aia aprobată de domnul primar. Așa, în momentul de față, văzând că nu avem utilaj în dotare, ar trebui intervenit pe străzi. Așa. Contractul zace pe masă la domnul primar că nu vrea să semneze că nu-i place firma respectivă. Toți ceilalți din primărie ne-am pus semnătura, el și cu domnul Marin nu semnează că nu-i place dreptului. Dar de asta străzile sunt în haos. Așa, numai nou domnul suspendat contractează firmei. Pentru contracte pe stări servicii, își trimite bilețele pe compartiment, iau pe aia, iau pe cealaltă. Așa, doamna de la achiziție a fost amenințat domn primar de față cu mine, să-și bagi mințele în cap, el este șef aici. Așa, în data de 5 iunie se emite o dispoziție ilegală prin care o considerat cei doi domni că eu trebuie să plătesc amenda de la mediu, de 2500 de lei. Vă reamintesc că domnul secretar era suspendat de pe data din 1 și pe data de 5 semnează pentru legalitate. Așa, iar domnul primar, vă amintesc că nu sunteți instanță de judecată ca să puneți oprire pe salar. Are vor fi contestate, iar dumneavoastră și cu domnul secretar aveți plângeri penale.
Da? Asta face. Așa. Păi asta fac. Păi dacă nu mă lești să fac altceva, fac asta. În instanță de judecată poate face așa ceva. Poprire sala. Domnul suspendat ocupă în continuare același birou, are acces la informațiile primăriei, o parte din angajații primăriei merg pentru informații în continuare la dânsul, nu înțeleg până când se poate continua ritmul ăsta. Mi s-a răspuns iarăși printr-o adresă, când am solicitat să sigilez biroul, să-mi văd de treabă, că, cum v-am spus, că trebuie să sezizez organele abilitate, că am atras în lupta asta împotriva primarului și anumiți angajați ai primăriei, niște aberații care nici nu au legătură cu realitatea. Da? Asta e. Ați avut o adresă, pe data de 17.04, din partea noastră, prin care trebuia să analizați comportamentul secretarului din ședință, să dispuneți măsuri și să le prezentați în ședința de astăzi. Așteptam un răspuns. Nu m-a scris. Dar scrieți dumneavoastră. Mulțumesc, dar ar fi mult mai mult. Dar ce nu aveți dumneavoastră acolo? Să stați să răspundeți în scris. Da, dați-l vă rog. Dar îl pune pe suspendat. Eu răspund imediat. Dar nu știi câte de vă rog. Atunci? Dau scris. Da. Cu scrisul ai să rămâi. Ideea este următoare. Aș pune și eu două întrebări. Să vină inițiativii direct. Peste inițiativele mele care nu sunt aprobate, domn primar face și el către achiziții, solicită becuri, solicită balastări, face și de așa. Dar, na, acum am înțeles că mă scoate din comisia de recepții. Succes! Da, principiul este următorul, domnul viceprimar. Că după aia când o să veniți cu sumile la votat, o să vi le votez suspendat. Domnul viceprimar, dacă îmi dați voie, dacă n-ați terminat intervenția, am terminat, am terminat. Dar principiul este altul. Deci cum să-și facă primarul referat și la probe singur? Spuneți mai ați mai văzut asta. Că, cine a văzut așa ceva? Spuneți dumneavoastră, când el trebuie să dea doar decizii. Dacă vi le arat, vă puneți mâinile în cap. Solicită... Dar dumneavoastră citești multe legi. Achiziționarea de lămpi egale cu cele existente. Cum egale? Mai e un rând de lampă și o pui pe același stâlp. Referatele care le-ați făcut au fost aprobate în limita bugetului local pe care l-ați aprobat, da? Da. Dacă venim cu referate, să aprobăm benzină care nu s-a aprobat în Consiliul Local. Nu-i problema noastră, e contabila care o amestecă în carburanții. Dar nu-i problema aici, nici problema mea. Vin cu referate pentru trei podiețe care nici nu le-am avut prevăzut între ei. De pe astăzi, de pe astăzi. Cum pot eu să vin să... Eu v-am zis, haideți să rupim piții, hai să facem treaba. Și spuneți că nu sunteți... Din cauza noastră, dar 16 ani de zile ce ați făcut, domn primar? Că ați avut consiliul de partea dumneavoastră. Nu-i problema mea că ați fost în aceeași tabără. Și ați zis, am fost în aceeași tabără, luați toate procesele verbale, jurările mele de poziție. A, domnule, că a pus filmări și se vedea. Atunci nu se vedeau filmări și nu se vedea. Nu mi-e frică de filmări. De asta nu vii în ședințe. Nu mai mințiți lumea. Dar cine minte lumea? Dacă mai aveți ceva de spus să le scrie doamna secretară, o să le-a pus scris. Că ce ați adus scris până acum? Deci, consiliul local, rețineți, stimați părere. O măcelă, da? Asta e. Deci eu aș vrea să vă întreb în felul următor. Noi am stat atunci vis-a-vis de inundația de binata din nou așa. Vă rog, faceți ședință la următoarea inchizitare. Vă rog, estimați colegi. Deci aș fi pus niște întrebări referitoare la calamitățile produse de ploile căzute de data din 9-6. Știți câte podețe au fost înfundate? Știți câte străzi au fost distruse? Ați venit pe vreo stradă? Veniți odată pe lună. Nu, dar se pasă numai la primar. Dar viceprimarul are nu există. Uite, viceprimarul este făcătorul nostru în cuvânt. Dar ce face? I-ați dat bani să facă? Ați venit cu un proiect de hotărâre. Referatul de balastare. Referatul de balastare. De ce stă pe masă nesemnat și nu i-ați dat voie să facă? Dar să balasteze. Ce nu se opresc eu? Auziți, vorbiți, neautorizat. Haideți să nu facem, să arătăm lumii cu frapla. Atât de bine cunoaște. Știți legea, încât nu știți că primarul ordonanțează ce ai făcut. Da, bineînțeles. Și angajează cheltuiala. Cine a zis? În urma contractului, dar sunt și în ședință. 6-7 de miliarde. Dumneavoastră angajează cheltuiala, domnul. Vezi că avem filmarea. Avem filmarea, da, ați spus. Cine a zis că a furat? Aduceți firmele care le-am cerut 10%, care fug de rată. Cine a zis că ai furat? Să n-ai făcut. În primul rând, mă denigrați, mine nu mă supăr, dar denigrați instituția și comuna, îngropați. O, noi! Cu alea ce faci? Da, noi! Nu se reușește că ești primarul acestei comunități? Dacă suferă sau nu suferă, cetățenii sunt aia care pot să mă... Deci sunt aprobate proiecte de investiții... Să mă penalizeze la rețetea, drumuri, faceți lume. Pornografie. Aveți cuțitul și pâinea. Aveți cuțitul și pâinea mândră. Vă interesează. Noi venim. Vrem să ne dezvoltăm. Ce? Cu biserica? Doar cu biserica? Păi dar altă, ceva nu este în afară de biserică. În afară de biserică ce? 70.000 care vreți să-i plătiți? Păi da. Ce v-a respins? V-a respins
banii alocați la biserică, 70.000 care îi datorați, dar de fapt vreo 80.000 sau nu știu cât, îi datorați lui, cum îl cheamă, lui Strans, și 20.000 din care ați zis, hai să-i ștergul ăsta 10.000 acum și mai îi păcăresc pe ea odată și mi-ai dau 10.000 și scap și de gardul de la Hâlmăgea. De ce ați angajat lucrarea fără ca să treceți prin consiliul local? Dați-mi contract, am angajat lucrarea. Dar atunci omul ăla de ce a venit, este infirmat în ședință și... Ai problema, a dus cineva, nu? A dus cineva. Dar are un contract cu primăria, să facă gardul. 10.000 de lei pentru Ileș, cum s-a făcut cu banii aia? Turna la biserică la Ileș, merge să vedeți. 10.000 de lei? Da, da. Eu îmi spun că nu. 8.000 fără TVA, 10.000 cu domnul. Da, merge acolo, da. Stimați colegi, nu vreau să vă ridicați din ședință. Vreau să ajung la mini procedurile care aveți de semnate. Apoi, vedeți că este ultima ședință în care am prezidat ca și președinte. Prin urmare, vă rog să faceți propunere pentru funcția de președinte. Dacă domnul Gârbe avea să spună ceva, îi dau. O precizare, având în vedere faptul că s-au aruncat niște sume și s-au aprobat pentru poteze, pentru ce mai s-au aprobat, am vrea să fim informați lunar, păi da, stadiul lor, că nu, deci s-au aprobat și trece anul și nu se face foarte nimic. Bine, uitați, o propunere deci, foarte corectă. Dacă, dacă este nevoie, noi ca și Comisie Economică, ne mai putem întrunii să luăm, să vedem banii, unde s-au pus, la ce lucrări, la ce obiective, și trebuie demarat domnul primar cu obiective clare, cu responsabilitate, persoana care se ocupă și cu termen, timpul trece, nu se face nimic. Lasă-te o achiziție. Achiziție este o femeie acolo și cu asta basta, nu? Și cu voi, este părerea mea și asta am vrut să spun. Timpul trece, stăm și cu banii alocați și iar nu se face nimic. Deci vrem să fim informați lunar de stadiul lucrurilor care s-au făcut. Banilor investiți, cât s-o cheltuie, exact. Pe care, cât mai e de făcut, ce mai e de făcut. Deci vreau demarat procedura, că deci vreau solicit să fim informați când ați demarat procedura la poziție, deci trebuie stabilite. Deci noi am zis, vă, 5 poziții, hai să ne limităm pe 2-3 care să facă. Auziți, am discutat acest aspect, da, atunci da, cu contabil așa. Deci dacă se găsesc firme, 2-3 firme, se poate apuca de toate 3 poziții. Pentru că lucrurile sunt întârziate. Odată cu acele poziții construite, se poate face și deformatarea curaierilor. Deci se face așa, și poți să spune și fii de la firme. Deci trebuie de marate probleme. Bani sunt, hai să dovenim să poate face ceva. Ok, sunt oamenii ăștia, stau aici și s-ar așa. Dar eu ce spun? Nu așteaptă, nu degeaba mii stau aici. Hai să demarăm ceva. Dacă suntem lăsați în pace și facem treabă. Vă rog frumos, chiar mă bucur, vreau să văd. Ai văzut ce fac? Ți-am zis ce fac odată. Eu am văzut ce fac la treabă. Felicitări, te-am văzut și prin șantrul la mașca lui Chifu, te-am văzut la tine poate că spune e altă condiciune. Asta e, că trebuie să pui de. Am vrut și o cafea. Am vrut și cafea. Am vrut și cafea. Am vrut și deci faceți treabă, fratelor, sunteți aici. Mihai, hai să propunem pe ședință. Ai zis ceva de la mine? Ai fost aici. Nu, 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 ce să studiem, mă? Ce anume? Nici regulament dintre consilii. Nimeni. Uitați, am fost tot. A fost vreun regulament din cele două care le-am deschis? Nu a fost vreun regulament. Păi și atunci? Aveți regulament? O să aprobare regulament. Noi toți am regulament. Noi toți, numai puțin, ca să nu pară o gălcea vacea. Dar ce care proiect, ca să fim înțeles? 4, 5 și 6. 4? Deci a fost două proiecte deschise? Păi, haideți să nu uităm de ordine. Acel cu aprobarea regulamentului pentru lucrări pe drumurile publice. Da. Nici și unde e regulamentul? Păi, dar nu avem regulament. Uitați, vă dau eu ce să spun. Ce să spun? Adrian, nu este, domnule. Domnul secretar interimar, rugămintea noastră este să încetați cu documente fabricate de domnul secretar, că de asta ne lovim de problemă. La acest document am lucrat eu. Păi, dar unde e mașina? S-a terminat ședința. Ordinea de zi s-a încheiat. Uite, asta e documentația care am primit-o eu și ceilalți, fiecare coleg în parte. Uite, dacă tu găsești regulamentul aici, eu... Hai, mi-ai face propunerea cu de sat. Da, domnul, faceți dumneavoastră propuneri. Propunem pentru funcția de președinte de ședință pe domnul Arsenie Constantin. Haideți că se votează, stați domnul. Pune la vot, cine este pentru numirea următoare 3 luni a domnului... 3 ședințe, că s-ar putea să fie mai multe luni. 3 luni. Dacă mai faci... Băi, dacă faci una, ne va da președintele. Deci, domnul... N-am dreptate licei? N-a fost... Ai dreptate, a fost aprobat în luna mitată. 3 luni. Și? Că nu-ți luați locul, băi. Eu trebuie cu timpul. 3 luni, asta este. Nu te plătești separat ca președinte de ședință, știi? Atunci, stimați colegi, eu mai fac o întrebare, că așa e normal, dacă mai sunt și alte discuții la ordine de zi.
Dacă nu pleacă Adrian, mai fi... Măi, sunt, nu știu, da. Vă rog. Să demulez timpul, dar acum cum s-a terminat ședința, de alte dăți, deci mai urmă, se făceau propuneri de proiecte de hotărâri pentru următoarea ședință. Așa, deci eu aș propune, că nu aș solicit compartimentului secretarului, deci la regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, cred că s-a omis ceea ce s-a întâmplat acum ca și președinte. Deci fiecare consilier, că așa am vorbit, dar nu s-a scris în procesul verbal, să fie consilier 3 luni. Dar nu mai spune legea. Legea dar spune regulamentul, mai el face. Știu, dar regulamentul nu el face. Regulamentul... Și Consiliul funcționează după regulamentul. Nu poate să faci regulamentul după lege. Domnul Grădea, da. Uitați, puteți să spuneți acest lucru ca propunere, da. Dar ideea este următoare. Mă aduc un regulament, eu am un regulament de stat de la altă unitate administrativ teritorială și trebuie să te înscrii pe articole de lege, nu poți să dai legii interne singur. Deci tot regulamentul nostru este construit pe legea 215. Deci eu vă spun, uitați, luați legea 215, aproape fiecare articol se găsește acolo. Deci eu vă spun ca să știți. Ordonanță de guvern. Deci noi, ca și înțelegem, am avut desfii fiecare consilier câte 3 luni sau 3 ședințe. Oricum, e greu, dar vă spun, o să ajungeți în masă. În 4 ani, oricum îți vinde mai mulți. Da, dacă... Păi să-și consilier noi, poate eu știu să-i contul. Auziți, domnul Grăbea, dacă se face ședința, între luni normal, cum o să ajungă? Asta nu, puteți să mai faceți o propunere. Eu vă mulțumesc pentru participare.